Ok, bună seara, Anatol. Bună Mulțumesc seara! că ai acceptat din nou invitația. Să continuăm în a discuta despre ezoterică, despre ezoterism, pentru că a fost o tematică foarte dezbătută și în comentariile de pe Facebook și lumea curioasă în continuare. Prin urmare, îi așteptăm cu întrebări pe această tematică. Și foarte mulți au întrebat, ok, instrumente, tehnici, cum anume putem să cunoaștem această ezoterică a vieții, ce trebuie să facem să fim, nu știu, la zi cu ezoterismul. Ce le răspunzi? Întrebări sunt multe și de cele mai multe ori însăși faptul, adică însăși apariția întrebării, faptul că o astfel de întrebare apare în mintea cuiva ne dovedește că acel om nu este pregătit pentru ceea ce înseamnă accesul sau scufundarea lui în ezoterism. Pentru că astfel de lucruri nici n-ar fi apărut nici măcar ca întrebare. Știa, dar dacă să răspundem ce trebuie să faci, cu ce trebuie să ne pregătim ca să fim și noi cunoscători sau să ne... Am putea spune așa, de exemplu, ce trebuie să faceți, cu ce trebuie să vă pregătiți, ce eforturi trebuie să depuneți ca să cunoașteți matematica superioară, de exemplu, sau să spunem dialectica, de exemplu, sau nu știu, oricare altă, ce știu, ramură științifică din domeniul științelor naturii, din domeniul științelor materiale sau spirituale. Nu știu ce e de făcut, pentru că nu există o rețetă pentru oameni. În afară de asta, ai da unui om un instrument, să spunem așa, ezoteric, e ca și cum ai da, fără de supărare, copiilor la grădiniță să se joace cu o grenadă. Cândva, cineva din ei, cumva, întâmplător, din multitudinea de interacțiuni cu grenada respectivă, odată, cineva, în mod aproape că firesc, din curiozitate, va trage inelul ăla de acolo. Apoi se va întâmpla. Apoi vinovat va fi acela care le-a dat grenada să se joace, nu copiii care au cerut. Uite, din punctul ăsta de vedere, mă uit pe Facebook. Apar întrebări atât de infantile în direcția a orice, inclusiv și a numerologiei și a psihologiei, încât câteodată îți pui întrebarea că mai bine la ele nici nu răspunzi. Pentru că, pur și simplu, încă nu i-a venit rândul omului respectiv să afle astfel de răspunsuri sau dacă depunea minimum efort, ajungea singur la un oricare răspuns și nu trebuia să pună. Oamenii vor rețete de gata pentru că societatea umană, în care civilizația, în care materialistă, progres științific, tehnologic, material, e învățat să fie leneș. Te doare ficatul. Du-te la farmacie și ia-ți o pastilă de durere de ficat. Și nu trebuie să știi tu de ce te doare ficatul. Dar de ce te doare ficatul? Asta e ezoterică a vieții deja. Dar dacă eu o să spun de ce îl doare acum ficatul, o să trezească că are de muncit. Și a, păi decât așa, domnule, este cu munca, cu nu știu ce, auzi tu să scot gelozia din mine, frustrări, nu știu ce acolo, crampi psihologice interioare, asta e cu munca, dar nu mai bine mă duc și eu o pastilă să o termină povestea. Ce tot cu ezoterism, cu nu știu ce. Însăși faptul, te mă uitam de mult, probabil cred că chiar la tine pe pagină, comentarii despre numerologie, știi? Ce e ce nu știu ce acolo. Păi Oh, dacă da, dacă foarte nu multe. te pricepi, domnule, adică nu știu cum, omul a ajuns să fie, probabil era, înainte că nu era Facebook-ul, numai oamenii din satul tău știai că e prost. Odată cu apariția Facebook-ului, toată lumea, tot globul poate afla cât de prost ești și încât te lăsă. Și încât te developezi ca filmul ăla, știi, că l-a scoate și developezi, arăți la toată lumea. Domnule, nu înțeleg de ce oamenii au nevoie să comenteze zone sau domenii în care nu te pricepi. Deloc. Pur și simplu, ei numesc pe cei care se ocupă de numerologie, de exemplu, analfabeți. Și dau dovadă că nu sunt nimic altceva decât amanei analfabeți. Nu suntem în secolul XVIII. Cum adică să te ocupe astăzi de astrologie sau de numerologie? Lucrurile s-au ocupat dintotdeauna și s-au ocupat cei mai deștepți oameni. Nu sunt niște științe pentru țărani.
Nu sunt niște... Omul ăla are preocupări instinctuale. Papa, protecție, supraviețuire, ocrotirea burlogului sau burdeiului, că nu am ieșit încă de mult din burdei. Și ei se leagă, adică genetic neamul lor de multe ori, încă acum 100 de ani în urmă trăiau în burdei. Și ei se apucă să comenteze ezoterica, fizica cuantică, tot felul de lucruri legate de fractali, legate de evoluție, legate de termodinamică, legate... Adică, domnule, potoliți-vă. Comentați ceea ce știți din experiența proprie a vieții voastre. Dacă n-ai zburat niciodată cu avionul, n-ai suportat vreodată 4G, de exemplu, 5G, de ce te-ai pus să comentezi cam ce ar însemna asta? Că dacă te ascult un pilot, ăla se cracănă de râs, efectiv, și îți dă seama cât de prost ești. Dacă comentezi despre, nu știu, ginecologie, te-ai pus tu să comentezi ca habar neavând despre cam ce se întâmplă pe acolo, ce înseamnă ovarele și ce înseamnă alte lucruri, un ginecolog, un specialist în direcția asta, pur și simplu nici nu-și pune mintea cu tine. Da, nici Și noi te n-am comentezi. răspuns la cele comentarii pentru că n-am văzut rostul. Să știi că Păi și eu mi-am adresat întrebarea aceasta și am ajuns la concluzia că oamenii sunt nevorbiți. dacă sunt nevorbiți, să știi care este. Uite, asta este un aspect al ezotericului, care spune în felul următor, orice energie, adică energia nu se pierde, orice energie alocată, chiar și la comentariul respectiv, se transformă. Adică energia își găsește o modalitate de a se întruchipa. Una dintre lucrurile cele mai bune, dacă ești nevorbit, este să taci și să vorbești cu tine însuți, până când o să te plictisești, până când o să-ți dispară orice... Până când în interiorul tău o să instaleze o liniște. Și apoi din acea liniște începe să comentezi și să vorbești cu alții. Că dacă ești nevorbită atunci sau nevorbit, atunci ochii, urechile, sufletul meu nu este lada de gunoi și nici WC-ul public sau WC-ul altuia care poate să vină să descarce în sufletul meu tot felul de lucruri nevorbite de către el, tot felul de prostii după care o trebuie să le duc. Dacă nu îi asculți, ești insensibil, adică nu îi empatizezi. Corect, nu îi empatizez. Pentru că nu îi empatizez, pentru că nu vreau să fiu WC-ul nimănui. Mai mult ca atât. Oamenii, este parte ezoterică deja. Așa vorbim de ezoterism. Uite, cea mai bună prietenă. Cea mai bună prietenă vine și vorbește și îți vorbește și îți vorbește tot felul de lucruri. Ce-o pățit ea? După ce ți-a spus chestiile astea, de fapt, tu n-ai conștientizat partea ascunsă a lucrurilor, când stau în felul următor. Că tu știi numai atât, te-o sunat și ați vorbit o oră la telefon. Atât. Parte vizibilă. Asta da, putem să o filmăm asta, putem să o măsurăm, putem să cântărim cuvintele, putem să numărăm câte cuvinte ai spus și așa, de câte ore ai vorbit tu, ca la meci, câte minute ai vorbit ea, câte minute ai ascultat tu și invers. Asta e partea văzută. Dar partea nevăzută constă în faptul că ea te-a folosit ca pe WC-ul, ca pe propriul WC-ul sau ca pe WC-ul public. Și dacă nu-i sunai tu, avea altă fată, avea altă prietenă dacă nu răspundea și suna la ea și o încărca. După care nici măcar la propriu, direct spus, nici măcar nu trag apa după ei. Mai făcând asta odată de 10-20 de ore, se întâmplă să te îmbolnăvești. Apoi nu o să știi de ce te îmbolnăvești, pentru că nu cunoști ezoterica, pentru că dacă cunoșteai, spuneai simplu, sora mea, prietena mea, uite care trebuie. Pentru asta este un psiholog. Te duci la el, el e specializat în a asculta, știe să asculte, știe să scoată ce nu spui, aude și ceea ce spui, înțelege și ceea ce nu spui, poate să te ascultă și împreună cu el puteți găsi o ieșire din situație sau puteți împreună cu el găsi o rezolvare a unei oricare probleme strict personale, prin metode și direcții sau instrumente strict personale. Pentru că un psiholog nu o să-ți dă sfaturi, fă așa cât spun eu. Că nu-i Mafalda, nu el să știe de unde. Împreună cu clientul va găsi. Și la mine vorbești degeaba, pentru că odată mă și încarci pe mine. Doi, nu-mi face niciun bine. Trei, eu după asta rămân jumătate de oră, o oră, afectată cumva. Dar peste jumătate de oră vine soțul acasă și o să mă vadă așa afectat. O să-i se pare că sunt nefericită. Și dacă o să mă vadă nefericit, o să creadă că nefericirea mea se trage de la el. Și o să înceapă să gândească, dar ori de ce e nefericită, ori nu i-am cumpărat ce trebuie, ori nu sunt, am fost tandru cu ea, ori nu sunt bun în pat. Și încet, încet o să pună și pe el pe gânduri. Iar dacă odată bărbatul, unul din principiile ezoterice spune că bărbatul totdeauna va căuta vinovatul de tot ce se întâmplă în jurul lui, în prima rând în el. Și va începe să gândească că nu-i destoinic de a fi iubit, cât ceva nu-i destul de bărbat,
cu ocazia asta va deveni și mai puțin bărbat, și mai puțin potent în pat. Și uite, așa încet, încet îmi strig familia din cauza că ascult prostiile tale. Asta e ezoteric. Oamenii trebuie să facem diferență. Ezoterică nu este o religie, deși în orice religie există ezoterică, adică partea ascunsă. Sunt lucruri diferite când spune biserică, de exemplu, în credință sunt taine. Taina cununiei, taina botezului, una sunt tainele și altele sunt secretele. Secretul poate fi desecretizat. De exemplu, hai să spun un secret. Să spun, este posibil să-l înțelegi, este posibil să spunem așa, să-l înțelegi, dar să nu știi să-l aplici. Sau să-l înțelegi mai mult sau parțial. Pe când taina, ea nu poate fi dezvăluită ca un secret. Uite așa, dacă faci aia, taina se pătrunde și o poate pătrunde numai anumiți oameni cu minți, spunem așa, luminate sau cu un instrument mental foarte bine dezvoltat și, spunem așa, antrenat. Uite exemplu de taină 3, 6, 9, asta nu e un secret. Și Tesla vorbea despre el. Și el a descoperit și a pătruns taina asta, taina lui 3, 6 și 9. Dar o pătruns, o vezi, în zona a tot ce înseamnă electricitate, tot ce înseamnă energie. Am înțeles și eu cum funcționează asta. De la el. Dar taina asta 3, 6, 9 poate fi aplicată, ea se regăsește pretutindeni. Are principiul fractalilor, care spune în felul următor, că orice parte, inclusiv și asta, nu este un element separat, ci face parte totdeauna dintr-un sistem. Separat nu valorează nimic. Un om separat nu valorează nimic. O mușcă separat, un țânțar separat nu valorează nimic. Dar orice obiect, subiect, om, idee, energie și informație, totdeauna face parte dintr-un întreg. Influențând o parte a întregului, ce facem? Influențăm întreg sistemul. Uite, un fir de păr este o parte din om. Este. Dacă nimerești un fir de păr care deține în interiorul lui informația despre întreg și reprezintă un fractal, cum ar fi spus, o componentă dintr-un întreg, un om care cunoaște principiile ezoterice poate să te influențeze. Eu știu că da. Influențând în primul rând acel fir de păr. Poate. Poate să te influențeze în sens pozitiv sau negativ. În ambele depinde de etica și obiectivele lui. Acelui care cunoaște și nu-l va întreba niciodată pe cel care nu cunoaște dacă îmi dai acordul sau nu. Vrei sau nu. Uite, de exemplu, îmbolnăvim un lup. Și dăm drumul în haită, îl virusăm cu ceva. Un singur lup, dar lupul respectiv întorcându-se în haită, va vicia haita. O va vicia. Cu siguranță. Va îmbolnăvi. Și peste un timp Exemplul o cu dea. lada de mere, să pui un măr stricat într-o ladă de mere, adică același Evident. lucru. E, da, același lucru cum ar fi dacă în lacul de măr înlocuim un gând, punându-l alături de alte gânduri. Celelalte gânduri fiind studiate, cunoscute și deodată punem lângă toate gândurile, este un gând aiurea acolo cumva, le va străca pe toate celelalte. Le Cu va siguranță. străca, mai ales dacă în urma acceptării acelui gând negativ sau prostesc, în urma lui, cândva ai avut de câștigat. Conștientul va percepe pe acel gând chiar și străcat, îl va percepe ca pe ce? Ca pe unul bun, pentru că ceva am avut de câștigat sau prin el ne-am găsit cândva o scuză. Uite, așa s-au ajuns. Că ce? Că înainte era în regulă să fie fetele virgine la căsătorie și acum s-au ajuns că nu e în regulă să fie virgină la căsătorie. Cum s-au ajuns la asta? De la un gând rău, pus pe lângă toate celelalte etice, norme, morale, ezoterice, încet, încet, l-au stricat pe toate celelalte. L-au stricat pentru cine? Pentru neofit, pentru nepriceput. Și acum chiar își găsesc scuze prin gândurile astea. Dar pentru un ezoterist, asta eu tragedie. Adică este un efect foarte mare. Dacă ar ști fetele ce pierd în momentul de zvârcinare, niciuna nu s-ar dezvârcina decât cu acel bărbat cu care ar vrea să reproducă copiii. Dar pentru că nu înțeleg, pentru că au pierdut, pentru că au fost cei un măr rău, un gând rău, un gând prostesc. Și acum să spunem, de cine pus?
de lupta de, sau interacțiunea dintre contrare. Hai să spunem așa, zona asta este înger, așa alb ceva și în partea asta negru și ambii au interes. Orice gând, fie el și negativ, odată apărut, va tinde să se întruchipeze sau să găsească, are dreptul la supraviețuire. Sau are dreptul la propria sa viață. Ca și un copil, odată apărut, el este ocrotit de lege. Așa și un gând, o imaginație, odată apărută, poftă sau pohtă, tendință odată apărută, el va tinde, are dreptul la ce și este ocrotită de legile cosmosului, spunem, sau a vieții, are dreptul la supraviețuire. Ei, Și în la altul cuvânt, materializare, probabil. la materializare, întruchipare. Pentru că orice idee va căuta să se coboare în zona maximă întruchipării a Duhului, aici unde trăim noi, pentru ca să trăiască și să întruchipează și să îmbogățească ceea ce se numește Duh. Acum, uite, dar o venit cineva odată și zice, hai că, uite, s-a găsit cineva o scuză. De exemplu, fata nu știu cărui boier la căsătorie nu era virgină. Și atunci s-a găsit o scuză. E, pe virgine sunt ălea. Au venit dracu, cum se spune în popor, și eu ispitiv. Și zice, păi, ălea sunt virgine pentru că nu s-a uitat nimeni la ele. Dar mi-au avut căutare mare și la o greșit, duc o greșit. Și că, uite, s-a întâmplat. Și dar, în schimb, e mai experimentată. Și cu ocazia asta s-a găsit o scuză. La nivel de ce? De egregor din neam. La nivel de cuib de neam, la nivel de focar de neam sau la nivel de rod cu totul. Și atunci ideea asta, devolească, o mai luat-o Putem să-l cineva. numim precedent? Da, S-a creat un evident. precedent? Evident, păi precedentul pe pământ în lege, ideea precedentului aici în lumea materială nici nu avea să apară vreodată dacă el nu exista ca și construct la nivel mental. Da. Și atunci am găsit altcineva o scuză. Și încet, încet, acum, că dacă ar veni un om cu 200 de ani în urmă, care noi nici măcar nu ne putem da seama cam ce fel de oameni erau ei ca și construcții psihofizică, faptul că ei nu aveau internet sau că nu aveau telefon, asta nu înseamnă că erau subdezvoltați. Ei nu aveau tehnologia care o avem noi astăzi, dar în schimb aveau ceva ce noi astăzi nici nu ne putem măcar imagina cam cum e. Și anume, ca să afle și ceilalți. Adică capacitatea lor de a vedea realitatea înconjurătoare, de a vedea bunul și răul, de a vedea părțile ascunse ale vieții. De aia și spun eu, știi, cam așa, of, mai venea un gând pe cap, o, Doamne, iartă-mă, Doamne, știi, că m-a scăpat gândul pe cap, m-a ispitit diavolul sau ce, știi. Acum oamenii nu mai fac diferență, în general, între diavol, sau spunem așa, și între Dumnezeu. Bag seama că dacă nu faci diferență, ori ești total în partea asta, ori ești total în partea asta și ai impresia că lumea este numai așa. Și atunci n-ai cu cine să faci diferență. Și atunci spun, uite, chiar și mamele recomandă. Adică știi, în popor, înainte tot așa vine, spune, dracu prin mamă vine și o ispitește. Spune lui fiica ta să se experimenteze, să caute, că nu ajunge să mărite, măcar știi ce-i trebuiește. Dar uite, ezoterica vine și spune felul următor. Că așa ai făcut sufletul de femeie. Când, și de bărbat. Uite, când nu ai de ales, decât ai ales două obiecte. Ăsta sau ăsta. Oricare l-ai alege, vei fi fericit pentru că ai avut puterea să alegi. Nefericit ești atunci când tata vine și spune, Marie, uite, vezi pe unde îndeală. Ăla ți l-a dat Dumnezeu, eu am vorbit cu taică, băiat bun, deja la toamnă facem nunta. Și îți propun, dădea o variantă nouă. Ajungea fata respectivă să-l iubească pe Ion mai adânc și mai profund decât astăzi putem vreodată să înțelegem. Și face 8 copii. Când în schimb ai de ales dintre trei, legea lui 3, 4, 5, 6, 7, băieți, parteneri până la căsătorie, a 8-lea, a 9-lea, a 10-lea, a 15-lea, care este el acolo, oricare ar fi, oricum nu va fi bun. De ce? Pentru că o să-l compar totdeauna cu toate ceilalți 14. Și între acestea 14 și fiecare femeie își va crea o imagine ideală despre un bărbat. Trebuie să fie deștept ca Vasilică, puternic ca Ion, ca al treilea, ca al nouălea, ca al zecelea, ca nu știu ce de felul ăsta. Și evident că niciodată un astfel de subiect nu va întâlni în viață. Și cu oricare să vă căsători, de la al doilea în sus, al treilea, acolo va fi nefericit. Tocmai de aia nu mai tind să facă copii. De ce? Înainte copiii se făceau cumva, știi, nu erau săraci, dar oamenii aveau cu ce face copii, nu?
Astăzi noi suntem ca și cum mai bogați, dar nu avem cu ce întreține altul. Dai seama cât de sărați suntem, nu avem cu ce crește al doilea copil. Dacă nu ne ajută și statul și nu știu ce, păi nu avem cu ce. Săraci rău de tot. Săraci din punct de vedere al cunoașterii. Ezoterică tot ne spune. Ce se întâmplă când în familie este un copil, cum se dezvoltă? Legea lui 1. Ce se va întâmpla când vor fi doi copii? Care îl va domina pe care? Care are dreptul de prim născut, ultim născut? De ce? Ce înseamnă legile astea? Cum se răsfrânghe ele asupra conștiinței umane, asupra dezvoltării individului? Ce se întâmplă când în familie apar trei copii? Înainte era considerată familia numai atunci când exista mama, tata și trei copii. Cinci. Aia era sa familie. Până atunci nici nu se numea familie, se numea cuplu sau în devenire. Familie în devenire. Cei care sunt căsătoriți, nici nu doar căsătoriți, nici nu putem numi familie. Este doar un cuplu. Că s-au căsătorit la primărie sau la biserică, asta nu înseamnă nimic. Ei doar sunt un cuplu, s-au cuplat acolo. Cuplajul poate să meargă, poate să nu meargă, dinte pe dinte, sare ca în cutie de viteză și la un moment dat poate să o roată într-o parte și altă, în altă parte. Pentru că oricum, ca un cuplu să existe, unul trebuie să învârte într-o direcție, caroțele din sate, ca să-l poată învârti pe celălalt în direcția opusă. Pe orizontală și pe verticală la fel. De aia spune. Fă ce spune popa, nu ce face popa. Că popa de cele multe ori va face exact inversul decât el spune. Dar de ce va face? Pentru că ceva acolo o cunoscut, nu oricine poate fi popă, ci de acolo el trebuie să învârte lumea într-o direcție. Dar el pentru asta se va învârte în direcția opusă. Mecanic, e simplu, relațiile sunt mecanice. Și oricât de iubire multă între noi ar fi, relația are componenta sa mecanică. Unul plus, altul minus, altul sus, altul jos, unul învârte într-o direcție pe celălalt, fiecare învârtindu-se în poziția lor naturală, firească și benefică, pentru că fiecare roată asta se învârte așa, în mod automat și normal, celălalt roată trebuie să învârte invers, dacă știți minimul mecanic. Puneți două roți dințate, una și o să vedeți că se învârte în direcții diferite. Uitați-vă într-un ceas. Desfaceți un ceas, Contează. uitați-vă cum, cel puțin Dacă cel vrem ca mecanic. să se întâmple invers, atunci trebuie să oprim procesul respectiv. Și fiecare proces are un grad de inerție. Inerție mai mare sau mai mică. Inerția la unele procese poate să fie de sute de ani. Să le oprim. În momentul opririi, cataclism de obicei se întâmplă, psihic, social. Și să începem a le învârti invers. Așa. Adică mișcarea să fie levogiră sau pravogiră, sau în direcția acelor ceasornic sau invers direcția acelor ceasornic. Putem Bun. spune, Anatol, că în ziua de astăzi există o inversare, cel puțin masculin cu feminin, apropo de ezoterică și vorbim de cuplu? Păi există, dar din ce cauză există și ce tip de suferință asta va aduce, nu cunoaște nimeni și nu spune nimeni problema. Pentru că acum sunt toți oamenii ce îmbăcsiți cu informații de știință clasică, de ca științele materialiste. Științele materialiste vin și spun că, domnule, de exemplu, ezoterica nu este o știință, dar nici nu contrazice că este o știință. De ce? Pentru că ezoterica nu contrazice știința, ci dimpotrivă o completează și o îmbogățește. Apropo, foarte multe aspecte sau legi sau lucruri în știință au fost descoperite prima dată din ezoterism. Uite, exemplu, din punctul ăsta de vedere, teoria lui Darwin are mai multe erori și contradicții decât astrologia. Înțelegeți cum? Dar totuși asta nu-i dă ei dreptul ca știință așa să afirme că celelalte științe nu sunt, ce știu, obiective sau că nu sunt științe. Pentru că și ea nu e știință, este teorie doar. O teorie a evoluției noastre, darwinismul, de exemplu, are o mulțime de erori, o mulțime de Neclarități, nepotriviri, da. neclarități, nepotriviri. În știință, în general, uite, este dogmele științei, Big Bang-ul, de exemplu. Pe ce am verificat noi vreodată vreun Big Bang în laborator, am făcut de 1.000 de ori Big Bang-uri într-un laborator și am scos de acolo legitățile și cum. Asta este o dogmă că așa ar fi fost, o teorie. Și în general știința de astăzi, sau ce știu acolo, fizica cuantică. Fizica cuantică a pornit ca știință de la o idee inițial falsă, dar de la care se ține până în prezent. Dar asta totuși nu înseamnă că e mai puțin știință. În afară de asta,
științele materialiste. Nu pot să vină să contrazică teorii sau științele verticale. Ele se pot contrazice între ele și în cadrul lor pot avea o sumedenie de ce? De contradicție. E că altele ar fi așa. Uite, gândește, știința, a pune cărămidă peste cărămidă, a pune beton armat, acolo este o știință. Asta e o știință materialistă. Dar ăștia nu pot să vină să-l contrazică pe cel care proiectează. Ăla care proiectează nu pune nicio cărămidă una peste alta. El construiește clădirea în cap și poate să știe din start ce locuri trebuie să le iasă slabe în clădirea respectivă, că la o simplă detonare toată clădirea să facă praf. Sau din potrivă. Și dacă nimerești un avion în ea, clădirea să stăie în picioare și să se dărâme. Iar cel care construiește material, ăla e purtător de știință materială, ăla nu va înțelege niciodată ceilalți ce-i nascuns. Nici nu trebuie să se ocupe asta. Apropo de material, cum se numește la școală, materii. Adică înțeleg că ezoterica în școală am putea spune că nu prea se învață? Păi nu se învață deloc, că dacă s-ar învăța, nu știu, uite, fetelor din clasa 7-a, 8-a lor trebuie să le explice câteva lucruri extrem de simple, care provin să le regăsesc în științele actuale, așa, și să le explice, de exemplu, componentele ezoterice, de exemplu, ce înseamnă a fi virgină, ce înseamnă a nu mai fi virgină, care sunt avantajele virginii, care sunt dezavantajele, avantajele, dezavantajele, ce pierdem, ce câștigăm. Nu numai când am început viața sexuală, pe care nu o putem de regulă menține. Pentru că știi cum e chestia? E ca la copil. Dacă l-ai trecut de la mâncare lichidă pe mâncare solidă, trebuie să ai capacitatea de a-i menține mâncarea aia solidă. Dar dacă nu ai, atunci ce faci? Te întorci înapoi la mâncare solidă și încet, încet dai sistemul digestiv al copilului peste capul că de fraiești de copilărie. Tot așa și cu sexualitatea. Odată sexuală, viața sexuală începută, ea trebuie să fie menținută. Într-un ritm, cu o anumită intensitate, dacă nu se întâmplă chestia asta, dar cine vrea să facă sex cu o adolescentă de 14 ani, 15? Când 14 ani, aproape că garantat, dacă mergem astăzi într-o școală, la vârsta de 14 ani, mai găsești două virgini în clasă. Și alea două sunt blamate de toate celelalte pentru că sunt țărănce, pentru că sunt înapoiate, pentru că sunt, ce știu eu, acolo, redusă mental pentru că, uite, au rămas în urmă. Și multe dintre ele la 14 ani se laudă între ele, așa, care cu care au mai făcut prin oraș, cu cine sex. Este așa sau nu? Mai mult, tot ezoterică, ne duce către asta. Înainte, bărbații făceau tot posibilul ca să ocrotească demnitatea și secretul femeii, corect? Acum e exact invers. Acum bărbații au ajuns să teamă de indiscreția femeilor, că singuri se duc și povestesc cu cine s-au culcat de câte ori și să laudă cu toate chestiile astea. Lăudându-se cu lucrul ăsta, știi, cu ce mai făcut el între ele să laudă. Dar pe urmă, uite, mă întâlnesc cu tine și tu-mi povestesc ce s-a laudat el. Dar eu tocmai vroiam să o iau din nevastă, acum mă mai iau. Singure se disconspiră. În loc să-și păstreze taina lor feminină. Înainte bărbații se duelau pentru ca să-i păstreze onoarea, demnitatea, cinstea unei femei. Acum ele singure povestesc, dar singure povestesc. Nu te-ai apucat bine să o săruți bine pe una, ca a doua zi știi prietena ei și toată clasa și tot ce mai este pe acolo. Trebuie să te ferești tu deja de ele, ca bărbat. Ei, uite, astea sunt ce? Rezultatele pe care cineva, care ne conduc, cunosc ezoterica mai bine decât voi. Și dacă nu cunosc, ei au oameni care le cunosc și spune în felul următor: Domnule, uite, cum să cucerim un popor ca să-i păstrăm și resursele materiale, și umane, și infrastructura, să nu străcăm nimic, dar peste 20 de ani să mergem la ei și să-i cucerim cu o Pepsi Cola, cu un hamburger, cu un cheeseburger, cu un nu știu ce. Cum putem face asta? Există vreo metodologie? Și atunci Una sunt dispuși psihologică, cu să plătească siguranță. bani grei, da, sunt dispuși să plătească bani grei ca să vină niște oameni care cunosc ce, lucrurile în taina lor, adică în spatele lor. Și atunci vezi, da, se poate, cum? Așa, 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 așa. Uite, pervertim tineretul, de exemplu. Îi eliminăm restricția sexuală. Să înceapă când vrei, că e dreptul lui, că nu știu ce. Chiar mi-a plăcut la un moment dat că povesteai cum anume să
produci, ca să zic așa, că deja ea produce o populație de consum. Povesteai la un moment dat într-un curs, dacă mi-amintesc eu bine, despre acea etapă când copilul se naște, cum este luat de la mamă, despărțit de mamă. Ai putea să le spui, că mi s-a părut extraordinar de interesant și am regăsit în viața de zi cu zi și în generațiile care au trecut toate aceste lucruri se văd. Păi se văd pentru că Te amintești de ce exemplu la care mă refer? procesele sau de așa numitele complexe sau stresuri prenatale, încă și postnatale, care trăim pe urmă ele tot restul vieții, dintr-un simplu motiv, că mama nu știe ce are de făcut în fiecare lună de gravitate. Și, dar una dintre lei spune, toate lucrurile se întâmplă sau trebuie să se întâmple la timpul lor. Adică în prima lună ai de făcut ceva, în a doua lună ai de făcut altceva, ca embrionul ăla să dezvolte cum trebuie. În al patrulea lună trebuie să faci altceva. După care urmează procesul nașterii. Gândiți-vă, deci, uite, tu ești într-un spațiu în care înainte era pentru tine rai. Dar tu ai umplut cu tine însuți însă tot spațiul ăla, procesul ăsta pe urmă se repetă și în natură, și în viața de zi cu zi. Uite, sunt unii oameni care au umplut cu el însuși, cu duhul lui, un apartament cu 6 camere și îi trebuie 8. Dar altul a umplut un apartament, o garsonieră cu duhul lui așa și el încă, încă are loc liber acolo mult. Lui 2, 3, 4 camere îl sperie, adică el n-ar putea trăi acolo că s-ar simți așa ca un, știi... Goliciune, probabil. Da. Ca un ou într-o găleată, adică ce fac eu acolo, uite cât spațiu mare este și eu așa sunt mic, cam ce fac eu acolo. Și atunci vine nașterea. Cineva de sus le dă cu structurilor educaționale, facultăți, universități, le dau ce? O metodologie despre cum să învățăm, cum să producem sau cum să facem procesul nașterii. Uite, cum să-l înfăptuim. Înainte să făptuia într-un fel. Femeile nu știau pe capra aia. Prima dată născut pe Pe unde instrumentul apucau la de multe ori ginecologic, da. Nu ne apucau și înainte. muteau în patru, aș spune, cum se spune astăzi, în patru labe. Din Da. Egiptul antic până acum. În scheletul feminin nu s-a modificat nicio, nu a apărut nicio schimbare de acum 3.000 de ani în urmă, 5.000, 10.000, cu scheletul femeii de astăzi. Sunt identici. Totuși, înainte, femeile nășteau ușor și țineau copilul până în ultima lună. Ca și astăzi, uite, de exemplu, sunt femeile din etnie, cum ar. Păi, dar ea în luna nouă, a opta, sare din carul, Căruță. din căruță acolo și nu pierde copilul. Ale noastre, în luna șasea, dacă o strănutat mai tare, poate că îl pierde. Sau trebuie să stai împins în pat până între a noua sau ceva. O mulțime de astfel de cazuri. Și nu-i ajunge? Ce îi lipsește? Știi ce? Îi lipsește cunoașterea ezoterică pe care dacă o cunoștea, nu se întâmpla așa ceva. Și asta spornește chiar de la fustă. A purtat fusta, nu purta fustă. De câte ori a purtat fustă? În ce moment a purtat fustă? Ce fel de fustă? Pantalonii nu sunt pentru femei, dar acum toate poartă, apoi se plâng. Și asta tot ezoterică. Că nu întâmplător în trecuturile îndepărtate, încă cineva cunoștea, spune, să nu umble bărbatul în haine de femeie și femeie în haine de bărbat. Decât în momentele de restriște, adică când, uite, femeia trebuie să meargă împreună cu bărbatul la război. Știi? Atunci ea nu o să călărească calul așa stând pe o parte. Ci o să trebuiască să încalece calul. Și va trebui să știi mai multe lucruri. Atunci în momentele alea. Și apare copilul. Uite, l-a luat, a observat că e un proces naștere. Și medicii fac chestia asta de bună știință. Ei nici măcar nu-și pun întrebarea că e ok așa sau nu e ok. E bine așa sau nu e bine. Ei nu-și pun întrebarea pentru că el a fost 6 ani învățat Execută de medici. procedura. Exact. Și dacă nu face conform procedurii sau așa, poate fi tras în judecată. Dar cine a creat acele proceduri? Dar de ce le-a creat anume așa? Care-i Copilul cum scopul? s-a născut? Hop, și tăiem repede așa cordonul umbilical, de parcă aici că îi furăm ceva de la copilul. Repede și nu observ. M-a sunat, pac, i-a tăiat cordonul umbilical. Bă, dar de ce nu o lăsăm? Cordonul ăla umbilical cu tot cu placenta singurul dă semnale. În trecut oamenii știau când trebuie tăiat. Când începea să nu se mai zbată, dar în timpul ăsta, 30-40 minute, copilul absorbe ultimele elemente din placenta, acele metale, cum aurul și altele, pe care niciodată în cursul vieții, indiferent ce ai mâncat și cât noi să le poți dobândi în tine, atâtea cât le dobândește în momentul la 30-40 minute de după naștere, când absorbe din placentă. Mai mult de atât. Din placentă absorbe mulțime de celule stern, le duce în interiorul corpului, le pozitează în măduva oaselor. Adică încă
faptul că o ieșit de acolo nu înseamnă că procesul ăsta s-a terminat. Și înainte lăsau copil cu tot cu în placentă, direct la sânul mamei. Nu se temeau că o să îmbolnăvească, nu se temeau că nu știu ce, nășteau și în câmp, apropo. Și unii copii mureau, dar și astăzi unii copii mor cu toată știința și tehnologia dezvoltată. Nu-i pregătit pentru viață. Ceva i-a lipsit în procesul evoluției sale intrauterine. Ceva acolo s-a produs o eroare. Tot de cele multe ori din cauza mamei sau a tatălui sau împreună. Moare, nu-i pregătit pentru viață, nu poate supraviețui, moare. Ok, cu toată știința o să moară și de aici încolo. Și înainte mureau. Spune că înainte mureau mai mult. Bine, uitam acum, spune, hai să ne uităm la statistici. Păi, domnule, dacă ne uităm la statistici, stăm bine și ne gândim la nivelul la tehnologie, la tot ce mai aveau pe acolo, antibiotici încă nu aveau, nu știu ce, nu mureau mai mulți sau mai puțin decât acum. Ca tot așa e. Și Plus totuși, minus. înainte, dacă era într-un sat, un om se năștea, toată lumea știa de omul ăsta, săracul, păi da, și știau, păi da, știe. Nu întâmplătorul ăla, străbunicul lor l-a omorât pe ăla, apoi bunicul lui a fost nu știu ce, apoi așa și uite copilul cu disc, nu știu ce, malformație. Păi se explică la ei. Și învățau că dacă nu vrei să ai un astfel de copil, nu mai fă că aia. Dar dacă ai făcut totuși că ești, te și găseau modalități de a contracara un păcat, cum spuneau ei din trecut, de a-l stinge ca să nu ai parte și tu de astfel de copii. Cu care este chinuit toată viața pe urmă. Nici el nu va trăi, nici tu, ca un fel de pedeapsă a ceea ce a speli păcatele cumva. Ei înainte le cunoșteau foarte bine. Asta se Acum, numește psihologie transgenerațională. da, putem să numim cum vrem noi, este tot ezoterică și tot de acolo s-a Da, născut. clar. Numai că acum toți principiile este necunoscute, dar funcționale, încercăm să le găsim o explicație științifică. Și atunci dacă le Materială. găsim, devine științifică. Dacă nu o găsim, nu științific, e pseudoștiință și gata. Da, Pitagora s-ar fi ocupat de o pseudoștiință, totuși, și Pitagora, Dumnezeu pe pământ, adică noi de la Pitagora avem foarte multe lucruri și majoritatea dintre noi nu știu nici măcar teoria lui Pitagora, dar îl contrazic pe Pitagora. Bolnavi mentali, din punct de vedere, credeți-mă, adică o spun toată responsabilitatea, suntem o societate bolnavă mentală, în foarte multe aspecte, cu foarte multe tablouri clinice și diagnostice, dar ni se pare că suntem normali. Pentru că ce? Pentru că cam toți în jur așa sunt. Și din cauza asta, ăla se droghează, mă droghează. Păi, dar ce am făcut? Ăla bea ca porcul și eu. Știți că înainte, dacă un om se îmbăta ca porcul, cum se spune, îi tăiau capul imediat? Dar știți de ce? Și apropo, asta se întâmpla în Rusia, înainte de pe Petru I sau Petru cel Mare. Doi oameni diferiți. Petru I unul și Petru cel Mare altul. Dar puțini asta știu. Și atunci, Petru I i-a învățat să bea și să... O făcut un... Cum spunem, Petru I a creat un geam către Europa. Nu, a creat un geam ca Europa să intre acolo. Nu rușii să iasă în Europa, ci de Europa să intre pe acea geam în Rusia și să iei de acolo beneficii. Și astăzi răvnesc prin geamul ăla. Dar asta e altceva. Țineau copilul. Copilul se năștea și imediat primea ce? Papa. După ce punea lapte, imediat copilul se liniștea. Și evident că la băieții ăsta se vede penis, poate să intre în erecție. Pentru că după hrană, următorul lucru vine ce? Satisfacția plăcerii. Uite, așa încep chakrele se deschidă treptat, treptat. Știau că copilul trebuie pus pe pământ. Ei, într-o oarecare măsură, mâinile doctorului înlocuiesc pământul, cum ar fi stihia pământului. Lăsau cu placenta acolo. Și copilul știa că numai s-a născut într-o lume nouă în care putea să moară în primele secunde, dar el totuși a făcut fapta asta vitejească, s-a împins, a depus și el efort acolo. Și a ieșit, s-a născut. Acum lumea asta pentru el nu e așa de agresivă, cumva el o percepe. Am venit, am primit ceva din stat, lapte. Băi, bun. Mi-au spus un fel de binevenit. Apoi mai târziu îmi taie cordonul ombilical. Am reușit să fac toate. Eu... Acum gândiți ce se întâmplă. Copilul care nu m-a născut, imediat l-au dus, l-au cântărit, l-au spălat, l-au nu știu, l-au făcut fel de fel, l-au aspirat, lucruri care le făceau și înainte, dar puțin altfel și mai puțin. Ați văzut cum arată vreodată cum se aspiră un copil după ce se naște? Femeile acolo, asistentele, lucrează cu asta atât de des încât îi tratează ca pe niște oameni, așa ceva, ca pe niște animăluți. Papa, papa, da, acolo, ăla tușește, ăla încă nu știu ce face, încă nu știu să plângă. Papa, e așa o chestie, fiecare să-și facă repede treaba și s-a plecat. Anestezistul treaba lui, ăla, așa. E așa o chestie absolut inumană. Dar înainte înțelegeau că momentul nașterii e ca un fel de
de, cum să spunem așa, un fel de Taină, până la urmă. taină, un fel de, dacă erau case unde puteai să naști și nu erau, tot ele s-au creat la un moment dat numai, ca toată femeia să nască undeva într-o sub supraveghere. Știți că pacienta, adică gravida, e pacientă? Adică graviditatea în medicină de astăzi e tratată ca o boală. De aia știți, sunt sub observație, de aia tot așa mai departe. Și acolo chiar scrie pacienta. Numărul nu știu care, sau Ionescu Maria. Deci e bolnavă de graviditate. Ei se crește ceva în interiorul ei, asta e o boală. Înainte era o binecuvântare. Și deci apariția copilului era se însoțea cu un ritual de binevenire cumva. Adică de laudă că ai venit, bravo, uite, o să nu ești singur, nu te teme, nu te speria. Acum, parcă toți vor să-l sperie mai tare pe nou născut. Apoi îl iau, îl duc acolo undeva, îl țin vreo 3-4 ore, timp în care mama nu știe ce face cu el. Poate că îl injectează, poate că îi dau, nu știu ce, așa numite niște injecții care trebuie să le dăm Dar îl imediat. injectează, că îi fac vaccin. Păi da, copilul la Îl o boală injectează, îi fac absolut vaccin pur, în prima zi. absolut pur și în el are o mulțime de resurse de a bate orice de prin lumea respectivă și inclusiv de autoimunizare. Noi l-am dus și l-am vaccinat. Adică am băgat în el o spurcăciune care are în dozele alea, nu știm încă mama mea, nu știu ce dețin ele anume. Dar medicii, unii chiar dacă știu, farmacologi sau ceva, nu el injectează, altcineva, dar cea care injectează nu interesează ce e în interiorul lui, de aia s-au făcut, s-au spart. Adică tu ești asistent, asta faci, nu te interesează pe altul. Tu ești ginecolog, una faci, tu ești chirurg, faci altceva, asta tu ești anestezit, te interesează cu totul altceva și nu te băga peste treaba mea. Fiecare fac ceva și nu interesează cei dincolo. Dar înainte, parcă asta era un proces distanțat. Deci când înainte era procesul ăsta întreg. Apoi că îl duc și îl țin acolo câteva ore. În timpul ăsta fomentează. Și începe să dai seama că unii merg într-o lume în care mâncarea nu e Frig. dincolo. Frig, înfometare. Apoi când îl scapă la sânul mamei, mănâncă ca spartul. Și uite, am creat primul complex în copilărie, din mic copil, din pruncie. Adică lumea în care ai venit e o lume în care ceva nu se ajunge. Și dacă nu se ajunge, atunci toată viața o să S-ar ai putea să mor de trei. foame chiar. Da, și atunci dacă nu se ajunge, atunci uite așa toate generațiile astea trăiesc și astăzi și uitați-vă la voi ca să vă prindeți de existența acelui complex, aveți frigiderile, partea aia care îngheață, cum se numește, congelatorul Congelator. plin cu tot felul de prostii pe care le-ați băgat acolo anul Asta dacă nu e un trecut. congelator separat. Păi da, alții au congelatorul cu două camere și e destul de mare așa, știi? Și două camere Ladă, frigorifică și toate alea. lada, frigorifer, toate sunt pline cu tot felul de lucruri, deci când mâine vine foamea și ai carne acolo înghețată de anul trecut și pește și nu știu ce, ciuperci, nu, fel de fel de lucruri, de ce le aduni acolo? De ce le... pentru că ți s-o inoculat di mic, printr-un proces inductiv, adică ezoteric, că ce? Că lumea în care ai venit nu este prietenoasă. Nu să ajungi și trebuie să spui deoparte, să ai. Că dacă nu o să ai, atunci nu o să poți face ce? Dragoste. Adică nu o să-ți intre penis în erecție. Adică ce? Iar la copil intră în erecție, la băiețel se vede. Intră în erecție pentru că el ce spune? El acum a mâncat și el acum e gata să penetreze lumea. Adică să o cunoască. Dar dacă de mâncare nu ai, atunci uite, nivelul de cercetași, oameni care cercetează, pasionați de ceva, de orice. Ce au făcut în lume? Au scăzut. Nu mai avem un uiștin capră, nu mai avem, pentru că nu se nasc oameni cu ce? Cu dorința de a cerceta. De ce? Pentru că prevalează dorința de a mânca. Asta a fost nesatisfăcută din copilărie, din primele zile din viață, și toată viața lor se ocupă cu a avea. Și după ce are frigiderul plin, totuși se pare că încă nu e suficient de mult, trebuie să mai punem undeva ceva, trebuie să mai ne punem rezerve, trebuie să ne facem acolo ceva și așa nu mai are când să facă nimic, doar să ocupe toată viața de a avea. Din punctul ăsta de vedere, omul contemporan, românul contemporan, din perspectiva asta, care de asta se ocupă majoritatea timpului vieții și nu are când să cerceteze, să gândească, să filosofeze, să se întrebe, nu face nicio diferență între el și urs. Adică nu există nicio diferență între el și urs. Pentru că și ursul face aceleași lucruri pe care le face și majoritatea românilor. Se ocupă de brlogul lui, de femela lui, de copiii lui, de hrană, protecție, siguranță. Ceea ce face 80% dintre români.
valoarea duhovnicească sau spirituală este aceeași. S-ar putea ca un urs, omorând un urs în pădure, să fie mai mare tragedia și mai mult rău să faci decât dacă s-au omorât doi în sat acolo între ei. De ce? Pentru că ursul ăla mai are și o funcție în natura respectivă. Dar funcția omului în natură care este? Vă spunem nici una. Natura poate supraviețui și exista la fel de bine și se autoregleze în continuare fără existența omului. Drept dovadă, când a fost pandemia, a fost liniște și au început să înflorească, să crească copaci pe aici, pe Și acolo, natura pe să-și revină locurile la loc. Cum plecat plecate. omul din zona Cernobâlului, chiar dacă de radiațiile erau acolo mari, au apărut specii de, speciile au reapărut la loc, chiar și cele care se credeau că sunt pe cale dispariție, au apărut la loc. De unde au apărut? De exemplu, un anumit tip de iepuri care era considerat pe cale dispariție, au reapărut acolo. Adică erau și într-o cantitate mare. Un anumit tip de viverițe era considerat pe cale dispariție, au reapărut. Un anumit tip de pești, ori a apărut. Doar pentru că e mai multă radiație. Și cu omul de acolo o plecat. Vedeți? Și atunci, un pic chiar și în relația cu lumea ca întreg, ca un sistem întreg, oamenii înainte aveau un set de cunoașteri ezoterice pe care, ce spunem, nu le putem transmite de la un om la altul, pentru că poate nu fiecare este în stare să înțeleagă lucrurile sau nu are când este să ocupe. El trăiește o viață de urs, cum ar fi spus, înțelegi? Sau de lup într-o haită, astăzi se numește clan. Și ai o funcție în clanul respectiv, ai ceva de făcut și n-ai când tu să citești nu știu ce cărți, să înțelegi tu prima lege a termodinamicii sau a doua lege. Și cum se aplică asta în viață și în viața intrauterină și în viața de după naștere și rest. Și de aici o manipulare mai ușoară a populației, mă gândesc. Evident, dar cei mai deștepți oameni au spus, uite, la un congres internațional, un om chiar așa și tu s-a uitat, cum îi spune și nu, numele, dar el s-a îngurit și a spus, domnilor, voi ceea ce propuneți acum, de fapt voi propuneți, le dăm cunoștințe lumii. Voi vă dați seama ce spuneți. Pe mine mă îngrozește o lume în care am putea trăi dacă lucrurile se s-ar întâmpla real. Orice om care înțelege ceva și poate de aici înțelege că el poate fi autosuficient, poate deține un anumit nivel de cunoaștere, de autodezvoltare, autocontrol și stăpânire a lui pe procesul ăsta vieții și control al, spunem așa, al propriului vieți, atunci ăștia, poporul ăsta este foarte greu de exploatat, foarte greu de manipulat. Și atunci înseamnă Nu că mai la un cumpără, moment nu dat mai trebuie să consumă și așa mai departe. exact, la un moment dat trebuie să dispară orice sistem, inclusiv și de guvernare. Înțelegeți cum? Și atunci ce facem? Cum îi stăpânim? Cum îi controlăm? Cum îi punem să plătească bani și pe banii ăștia să facem nimic pentru ei și pentru cu totul altceva. Dar banul e putere și banul poate să ducă la cunoaștere. De uite, ezoteric era bine știut așa, că sunt nivele. La nivelul cel mai de jos, omul se numește ce? Animal. Animal social. Bine, toți pe acolo am trecut în primele ceacre și toți continuăm să fim animale. Dar nu trăim numai în baza acelei ceacre. După care urmează ceacra următoare, care se numește sex. Sex însemnând orice formă de plăcere, orice formă de plăcere, nu simplu, primitiv, înțeles, penetrare. A citi o carte poate să fie sex. A ține o fată de mână și a merge cu ea pe oraș, tot sex. Adică orice formă de plăcere. După care urmează grupul social. Adică un grup în care nevoie de atașa. Apoi urmează mai sus ce? Puterea. Și în state la fel, puterea. Cine deține puterea, cine deține bâta, armata, poliția, jandarmerie, și mai departe. Acestea sunt cei că forța, puterea, puterea de coerciție sau de corecție a poporului sau ceva de fel. Apoi mai sus de aia urmează cine? Industria și sau banii. Și mai sus deasupra banilor urmează cine? Înțelepții. Înțelepții nu pot fi vreodată judecați de ea de jos, că sunt înțelepți buni, că sunt înțelepți răi, că sunt înțelepți, cum știa, oculta, nu știu care, sau cu noi, sau nu cu noi. Ei nu sunt odată nici cu nimeni, nici cu voi, nici cu nimeni. Ei, maximul cu care interacționează, interacționează cu cei care au bani. Adică am spus, hai să o desenăm așa, dacă aș putea să o desenez, ca o piramidă, cel mai. Cum?
Poți să folosești tabla dacă vrei, de pe Da, Zoom, că se dacă va vede. fi. Am putea desena așa o piramidă. Înainte, piramida asta se numea con. Deci, o serie întreagă de cuvinte. Context, con, nu știu ce acolo. Bun. Aici sus este înțeleptul, de exemplu. Aici, un nivel, uite așa. Înțelepții. Aici este puterea. Aici undeva sunt cine? Banii. Ce reprezintă banii? Oricine, om privat, cât oricine altceva care știe a face bani. Industriași, în general. Nu contează. Aici sunt mai multe. Barteriștii, finanțiștii, procentualiștii, mai procentualiștii sunt cămătari, adică dacă cămătari ilegali. Mai jos sunt după ce bani înseamnă clan sau așa, aici este sex. Și aici este ce? Ultimul nivel. Să spunem așa, hran. Uite, așa e structurată societatea umană. Unii trăiesc toată viața muncind numai pentru hrană. Hrană care e fizică, incluzând medicamentele. Că dacă chiar ești mâncat bine din punct de vedere al alimentației, așa, totuși lipsesc niște medicamente, că e tot alimentație. O parte din ele chiar se vând ca și ce? Ca suplimente nutritive, ca suplimente la hrană. Bun. Toată viața. Și asta să apucă vreodată să dăie comentarii la asta? Păi de asta nici măcar nu vede lumea, nu poate să priceapă cum e lumea de acolo, care sunt problemele acolo sus, care sunt provocările, care sunt durerile, cu ce gândește acolo. Că ăsta gândește majoritatea timpului cu ce? Cu intestinul. Sau un popor să-mi spunea gândește cu curul. De-aia s-o mișcat ceva în pantaloni, odată violează. Ei s-au mișcat cu oameni acolo, odată românește vorbind desface picioarele și câștigă, prin câștigă, ca să primească hrană, trebuie să urce puțin mai sus. Și atunci oferă ce? Sex. Uitați-vă astăzi în toate reclamele, în toate videoclipurile. Și o să vedeți numai femei dezbrăcate. De ce? Pentru că altceva nu știe să aibă, nu poate oferi decât dacă vrea să câștigă mai multă hrană. Și atunci asta ne arată cât de jos a ajuns partea mentală, sufletească, spirituală a femeilor, când ele, uite pe TikTok de la 14 ani și se vezi, eu le numesc și șeic buciste sau șeic bucieriste, adică nu fac nimic decât mișcă fundulețul în toate, deci fac poze sau filmări din toate punctele de vedere, de la 14, 15, e plin TikTok-ul cu așa ceva. Adică la 14 ani e deja goală, nu mai are nimic de oferit pentru un bărbat decât asta. Dar dacă oferi sex, înseamnă că îți primești ce? Hrană. Cele mai înaintate, mai de lux, au învățat să aibă hrană suficient pentru că câștigă din diferite forme de sex, adică însemnând diferite forme de plăcere. Câștigă mai multă hrană, pot depozita pentru mai mult timp în frigider, de exemplu, așa, și atunci are timp să se ocupe de ce? De afiliere la tot felul de clanuri. Să aibă el mașină, să aibă el puternic, să fie el mafiot, să fie el bombardier, să fie el cineva. Adică caută să se urce undeva mai sus în planul social. Dame de companie de lux oricum, știi? Ca și cum ar fi. Și pe asta se bazează pe urmă relațiile ei. Dar asta dacă odată super, o aruncă înapoi unde? Că nu poți să o arunci în sus. Oricât de sus ai aruncat pe cineva, știi că puiul e fericit. Zboară puiule, zboară, el e fericit, dar e mort. Cum dracu e fericit? Zboară puiule, zboară, uite așa, știi, puiul fericit, l-am aruncat în sus, a căzut jos. Păi evident, oricât de sus l-ai aruncat, tot jos o să cadă la nivelul lui. Și va cade înapoi aici. Dar numai că sexul ăsta nu este pe viață. La un moment dat ai sex de oferit. Adică diferite forme de plăceri, chiar și vizuale. Arăți bine, ești tânăr, nu știu acolo, miroși bine. Nu... Dar după o anumită vârstă nu mai ai. Și atunci ce faci? Știți câte femei acum în perioada asta de timp, și nu numai femei, și bărbați au ajuns când locul de muncă s-au închis după ele 2 luni, de oferit sex n-au avut cui pentru că nu poți ieși din casă, este? Și știți cât au căzut?
În ce? În zona asta. Dar aici omul trăiește ca hrană, ca ursul, adică trăiește așa, să ai mei sau nu să ai mei, atacă sau fugi. În starea asta de primă ceacră, adică de înspăimântare, de teroare așa cumva și tot timpul așa alertă ca ursul prin pădure. Iese cineva de sub copac sau sau lupul sau oricare alt animal. Asta e societatea organizată în diferite feluri. Aici se dobândesc bani, aici sunt bani. Aici la clanul ăsta putem să-i spunem așa, luptători, dacă vrem. Luptători. Bun. Luptătorul ca să lupte, el are nevoie de bani. Uite și polițistul și jandarmul și oricine. Ca să lupte, cu cine? Cu aia și la altul mai de jos. Vedeți cât sunt de mulți, sunt mulți aici. Cu cât mai sus, numărul populației este mai mic. Ca să lupți cu toți ăștia, ai nevoie de bani. Eu îți dau, uite, cineva aici care are bani. Eu îți dau bani. Uite, eu îți dau bani, dar înapoi mie, cine vine? Uite, eu îți dau ții bani în jos, tu să ai cu cine lupta, te înarmezi, îți cumpăr mașini, îți cumpăr bulane, pistoale, nu știu de care. Dar înapoi mie, ce faci? Îmi dezvolți mie cumva mediul de afaceri sau modalitatea de a câștiga mai mulți bani sau nu? Nu. E, atunci asta înseamnă naționalizare, asta înseamnă nu știu ce. Înseamnă că vine cineva, ia banii bogaților ca să înarmeze armata, ca să luptăm cu nu știu cine. Ăștia o super evident și o să fie iară scandal și pe urmă după război, iar oricum trebuie să-l întorci înapoi, ca și în comunism, știi? Nu? Dar mai sus de atât, sunt cine? Niște oameni care dețin puterea, puterea, orice fel de putere. Ca să poți influența pe ăștia mai de jos, trebuie să influențezi pe ăștia cu bani. Și atunci ei vin și spune așa, băi, uite, noi facem mâine, pui mâine o lege. Că afacerile astea și astea și astea o să fie ilegale. Nu o să le mai puteți face. Și dacă nu o să le mai puteți face, găs voi ce o să, o să vă dăm pe mână luptătorilor. Forța, adică tot ce înseamnă forță. Poliție, justiția, procurorii, jandarmerie, armata, așa, vă dăm pe mână lor. Așa că dacă voi vreți ca... voi ce faceți? Voi ne dați nou bani pentru campanii electorale și nu știu ce, și noi fie dăm lege sau fie nu dăm. Dar cum să facă ăștia de la putere, trebuie să le spună cineva care sunt înțelepți. În sensul adevărat al cuvântului. Nu, adică un fel de consilieri care ei sunt deasupra celor care dețin puterea. Vedeți, deasupra. Și de aia și numesc așa cu un ochi în mijloc, pentru că ăștia știu să vadă în ascuns. Și dacă toți înțelepții ăștia sunt într-o înțelegere cu înțelepții din altă țară, uite cu alții, cu altă țară așa, și între ei formează așa, de exemplu, o uniune de vârfuri, de piramide. Și s-au înțeles între ei. Bă, știi care e chestia? Lumea asta trebuie restructurată. Nu contează că ăștia nu o să înțeleagă mai jos niciodată de ce trebuie, de exemplu, redusă populație. Nu o să înțeleagă. Dar de făcut mecanismele astea și de aplicat în viață, trebuie să le aplicăm. Cum? Le dăm o anumită filosofie pentru asta, care ei nu o să înțeleagă. Îi punem pe putere să consume bani pentru asta, să îi împingă pe luptători ca să le dă el ăștia în cap și să organizeze societatea asta cu totul altfel. Și dacă ai făcut lucrul ăsta o perioadă scurtă de timp, omul începe să o pună reacția, adică rezistență. Dar dacă acțiunea este mai mult timp desfășurată, omul se adaptează. La ce? La mască, la nu demonstra, a nu ieși în sală, a proclama ceva, te revolta. Pentru că și alții fac la fel și nu suntem numai noi și de fapt așa. Și uite, acceptarea, accept lucrurile în așa fel, permanent li se dă o filosofie, așa, care nu este a puterii, nu este a guvernului, nu este a guvernului, este a cuiva care vine mai de sus. Mai de sus. Că asta este o meseu, o chestie, ce nu contează. Și OMS-ul ăsta, până la urmă, vă spun, orice organizație, cu oricât de mondial ar fi acolo, ea este guvernată în cele din urmă de un mascul alfa. Adică, spunem așa, de cine? De către unul, de un om, toată cu parlamentul ăsta, comunității europene. Nu? El în cele din urmă e condus de un bătrânel acolo, care cam bețiv, cam nu știu, acolo, și el le dă direcție tuturor celorlalți. E firesc așa să fie.
Noi avem impresia că acolo sunt mai mulți oameni care stau și gândesc la binele nostru. Nu gândesc. Este unul care gândește, asta facem, asta nu facem, asta așa, ia pe România mai într-o parte, a, așa, așa, se termină. Și ăștia execută și cred întotdeauna. Duci în orice ministeru, ministerul inima țării, ministerul finanțelor. Și vă spun eu că ministerul finanțelor o să găsesc 2-3 specialiști care ei hotărăsc totul și ei fac. Nu fac ei cu mânuța lor, dau directive și restul sunt plimbători de hârtie, nu pricep ce fac. Nu pricep cum într-o simplă semnătură s-au dus câteva miliarde din țara asta. Sau am luat câteva miliarde de credit. Cum o să le dăm înapoi, când și cum, tot nu știu. Uite, asta sunt acum am vorbit de așa o parte ezoterică a vieții globală, cum ar fi statul, cum ar fi. Dar lucrurile Mă gândesc funcționează la că, fel și la alt da, nivel de schemă, la se alt schemă de aplică, da, atitudine și în viața schema. noastră, la fiecare dintre noi. Și în mine este cineva care reprezintă înțeleptul, puterea, banii, așa, luptătorul, tot ce reprezintă forme diferite de plăcere și ceea ce reprezintă în mine însăși animalul sau care se ocupă toată viața lui, ca să poată trăi, trebuie înainte să mănânce. Da. Și mâine pe mâine o să dăm de o criză alimentară. Ei, atunci o să vedeți cât de ușor o să fie de stăpânit globul ăsta, pentru că pentru o bucățică de pâine omul o să fie gata să facă orice, numai să nu moară de foame. Cum face acum orice, numai să nu moară de virus. Parcă nu tot o să mor. Ei nu se mor de virus, o să mor de foame. Nu o să mor de foame, o să mor de sete. Deci o să vină și o criză albă. Și tot timpul trebuiască să ce? Să cedeze drepturile legale, să-și predea capul cu totul, propria personalitate și o predă undeva, numai ca să existe ca biorobot în viață. Chiar dacă personalitatea nu-i mai aparține, chiar dacă nu are voie să iei nicio decizie de sine stătător, chiar dacă îi se va spune pe telefon ce să facă și ce să nu facă și când să facă. Chiar dacă dispare orice posibilitate de a alege de sine stătător, da, sunt. Uite, există. Gândiți-vă cam cum era civilizația înainte, când un oameni erau gata să moară numai pentru că le-ai jignit, nu știu, țara. Acum se ridicau. Numai pentru că le-ai jignit țara și regele. Sau credința. Sau legea lor. Știi că înainte de oameni chiar să se întâlnească și vezi cât de mult ezoterism cunoșteau. Băi, te du-te de aici că tu nu ești din legea mea. Adică tu trăiești după alte legi. Tu treci după alte. Du-te tu și trăiești acolo, la tine, după legile tale, dar nu-i spurcai pe ai noștri. Că dacă legile tale sunt mai bune ca ale noastre, după 20 de ani maxim, 30, noi o să ne uităm la satul tău de peste deal, unde acolo bărbații au 3 femei și femeile au 3 bărbați și așa. Și dacă viața, legile voastre sunt mai bune, voi o să fiți un popor înfloritor sau un stat înfloritor. Și noi o să venim singuri și o să ne milogim de voi să ne dați și nouă legile. Care? Ezoterică, adică componentele, reguli, principii ascunse, care nu le vorbim, dar ne ținem de ele. Și o să începem și noi să trăim ca voi. Dar dacă legea voastră este greșită, în 3, 4, 5 ani de zile din satul vostru, ciuma s-a lege, adică, știi? Și atunci de cine veniți peste noi? O să vă pierdeți femeile, o să vă pierdeți copiii, copiii să răzvrătească împotriva părinților, părinții împotriva copiilor, mamele o să culce cu fiii, tăiți, tații, cu ce? Cu fiicele, doar pentru că ai eliminat un concept de acolo sau l-ai modelat. Și dacă legea voastră nu e bună, voi o să înfloriți ca stat, ca popor, ca trib, ca ceva. Peste 20 de ani o să venim noi și o să ne rugăm, băi, dați-ne și noi, învățați-ne și pe noi, trimitem la voi, schimb cultural se numește. O să luăm de la voi și o să vă și plătim pentru asta, probabil, și o să ne dați legi, cunoașteri secrete pe care voi le-ați dobândit. Ceva ați perceput voi. Dar uite, ne uităm la poporul român. În ultimii 30 de ani, ți se pare că s-a întâmplat ceva bun? În afară că au apărut lucruri materiale, drumuri, poduri, clădiri, nu știu de care nu te ajută pe tine personal să trăiești mai bine, mai mult, mai bogat, mai fericit. Ele au apărut. Dar asta, faptul că au apărut pe aici, dincolo de casa mea, o șosea, pe mine nu mă încălzește prea tare că a apărut șoseaua aia. Aia nu e pentru mine, aia e pentru țară cu totul. Adică, poate sunt oameni care au și mașini și nu merg pe autostradă niciodată când are nevoie. Că el circulă pe acolo, pe munții lui, pe acolo, pe undeva. Și faptul că îi spui că s-au construit nu știu ce străzi, nu știu ce poduri, nu știu ce metrouri, foarte bine, dar eu ce treabă am cu metrourile astea? Eu stau la Maramureș și acolo, nici nu știu ce e metrou, nici n-am văzut vreodată.
Eu am alte legi după care trăiesc. Nu ca voi aia din București. Înțelegi cum? Dar știți de ce tăiau capul la un om? Pur și simplu de căpetă, pentru că înțelegeau cu un om beat, care pur și simplu nu se poate ține picioare și merge de ca porcul, cum se spune, prin însăși existența lui, prin însăși faptul că el există, el spurcă, dăunează grav conștientului tuturor virginilor din acel sat. Adică un bărbat, să știa că un bărbat beat afectează structurile informaționale și energetice ale mediului înconjurător pe o distanță de până la 30 de kilometri. Înțelegi cum? Și oamenii se fereau. Și când nu se fereau, era chiar așa, în centrul Moscovei era un loc, se numea Lob Nemes, adică locul de pus fruntea, de dat cu fruntea. Pune fruntea acolo și zbura capul. Da. A bețivilor, așa, pentru că se înțelegeau ce făceau, adică care este. Uite, femeile știau când să împletească părul, când să-și despletească părul, cine să atingă de părul lor, cine să nu se atingă, când să împletești într-o codiță, când în două, când în trei, când să faci din trei codițe un coc, cocul să-l pui la ceafă sau să-l pui în vârful capului, așa, când și pentru ce. Întreabă astăzi pe vreuna, știi să-și folosească podoaba capilară, că nu e numai asta, părul e numai așa, e o chestie care nu a avut natura, ce face în lăsat. Dom'le, este un instrument. De ce la bărbați trebuie să fie într-un fel, de ce la femei? De ce bărbații trebuie să aibă mai mult păr aici decât în altă parte? Știi? Cum compensează? De ce femeilor le este nevoie să aibă părul lung? Și uite, cât timp a trecut și cât de moderne am devenit. Și că, da, uite, chestia asta tot o păstrăm în continuare, nu? Parcă și Eu tot. sper că da. Da, adică nu, mă uit peste tot așa și văd că totuși fetele care ajung cumva pe aici, undeva mai pe sus, încep să înțeleagă că părul are altceva decât e așa o chestie. El poate să fie o armă, poate fi și un scut, depinde cum îl folosești. Tot așa și fusta, tot așa și tocul, tot așa și o pinga. Adică, știi? Uite, câte lucruri, adică toate sunt. Folosind principiile ezoterice. Asemenea atrage asemenea, de exemplu. E adevărat. Asemenea atrage asemenea. Pentru că bețivii atrag bețivii. Nu? Proștii se adună între ei. Știu ei de ce, dar se atrag. Noi se vezi, nu știu ce, rechin să se atragă către, nu știu ce, banc de pește acolo, pentru că au alte polarități, alte funcții. Rechinii între ei, delfinii între ei, tot așa. Negrii între ei, românii între ei, rușii între ei. Ei, acum ai că, uite, eu român că mă căsătoresc cu un ce? Cu un turc. Că e băiat bun, că eu o iubesc acolo. Gata. Practic, chestiuni, dar legea ezoterică e încălcată, care spune ce asemenea atrage asemenea, dar el nu ție asemenea. El are altă cultură, alte religii, tu când se vorbești de Andrei, de un făt frumos, de zmeu, nu știu care, Asamo și uite la tine și zice că fă, termină cu prostiile tale, o barieră lingvistică apoi. Tu nu ai să înțelegi niciodată toate cuvintele pe care le înțelege, sensul lor, chiar dacă ai să cunoști turca, limba turcă. Artiști, cântăreți, muzică, interpretări, tonalitățile cu ele crescut din asta este țesut. Dar tu nu ești așa. Și mai repare mai mult de atât, ai luat gena românească și ai dus-o în neamul turcesc. Asta se numește în structurile karmice, trădare de neam. Înainte țibit, era foarte pedepsită chestia asta. Noi nu eram musulmani, dar o fată care se căsătorea cu un turc sau cu un străin altul decât român, se uita tot satul la ea foarte urât. Adică, dar ce mai găsit români, dar ce românii nu sunt buni, dar ce puțini români buni avea. Și uite, mă uitam la Muhammed Ali, boxerul respectiv, că el singur povestea. Domnule, rasism, e rasism, dar terminați-vă cu prostiile. Este o lege în universul ăsta. Vrăbiuțele sunt bine așa între ele. Nu știu, știu acolo. Vulturii cu vulturii între ei. Știi? Cioroii cu cioroii, bufnițele cu bufnițele. Negrii cu negresele lor vor fi fericite. Și ei, și fericiți, și fericite. Urșii cu ursoaicele, lupii cu lupoaicele, românii cu româncile, rușii cu ursoaicele, bulgarii cu bulgăroaicele lor. Vor fi fericiți, ei vor putea crea un întreg. Oricât aș fi eu de nerasist, ne nu știu cum mă vreau, nu să trăiești bine, oricât ai vrea, decât dacă la un moment dat nu o să te resemnezi cu ceva din tine și nu o să mai trăiești viața ta pe o anumită latură numai ca să fii bine. Uite, să trăiești cu o femeie de culoare, de exemplu. Eu pot fi ca suflet
ca orice vreme. În lumea lor, etichetată, catalogată, apreciată ca cei mai buni, cei mai frumoase, cei mai deșteaptă, cei mai înțeleaptă. În lumea ta și tu ești la fel. Dar uite, ne punem alături și noi să iasă nimeni. De ce? Memorie genetică diferită. Vibrăm la locuri diferite. Trăim senzații diferite, intensități diferite, structuri genetice diferite, istorie în spatele structurilor genetice diferite, temeri ancestrale diferite. Eu o să aibă impresia că la oricare pas o fac de râs și eu o să am impresia că ea mă face pe mine de râs la orice pas. Dar uite, lucrurile astea înainte le știau de ce trebuie să nu le încalci. Știau și ce trebuie să faci ca să nu să nu trădezi neamul tău. Să nu trădezi neamul. Știi ce înseamnă a trăda neamul? A te desprinde de el. Asta înseamnă că la un moment dat trezești pe lumea respectivă că ești singur, fără Dumnezeu, adică fără neam. Dar până la Dumnezeu v-am spus că te mănâncă Sfință. Adică deasupra ta, în prima dată, este neamul tău. Ionescu. Gregorul neamului, da. Egregul neamul. Dar Ionescu face parte într-un egregor mai mare, unde sunt Ionescu, Vasilescu, Petrescu și nu știu ce. Păvelescu, toți ăștia fac un focar de neam. Și, adică te conectezi la egregul respectiv. Apoi te duci mai departe. La o sursă, cum ar fi, cum ar fi un fel de ochi de rețea din care toate neamurile astea cândva au provenit. Sunt neamuri mai vechi, mai neamuri mai noi, dar toate astea, Păvălescu, Ionescu, Vasilescu, au ceva în comun, au o anumită istorie în comun, au anumite... Așa. Poți să te căsătorești cu cineva, dar înainte oamenii socoteau. Eu socotesc că e bine să te căsătorești cu ăsta. De ce? Pentru că ei sunt dintr-un neam de exemplu, ce știu, meșteșugari. Dar noi, uite tu, fata mea, tu ești dintr-un neam de haiduci, de războinici, tu nu ești înțelegi cu ăla niciodată, înțelegi? Pentru că ăla în duhul lui, în karma lui, ei sunt veniți să muncească, să-și câștige existența prin muncă, meșteșugărit, cei mai înaltă formă de muncă, meșteșugărit, știi? Adică specializezi, instrumente, descoperi și faci, nu știu, roți mai rapid. Așa. Alții se duc și mai sus, devin industriași. Dar la ei așa știu să supraviețuiască. Dar noi suntem din neam, de luptători. Noi nu inventăm niciodată nimic. Noi ne ducem peste ei ca vikingii și le luăm tot ce trebuiește. Și chiar dacă eu muncit, o să rămână fără nimic, cu deștepți. Ce sunt, dar de luptat nu știu să lupte. Și uite, dacă ne mai închidem în carantină o lună, două, trei, și ele afaceri care încă s-au mai ținut cât de cât și ele o să închidă. Încă sute de mii de oameni o să-și piardă locul de muncă. Este? Dar de mâncat o să vrei. Și ce o să faci? Păi o să aduni clanurile care și așa deja nu le mai poți stăpâni. Și o să dai o raită prin satele vecine, ca să le iei porcul, găina, ouăle și nu știu ce, ca să mănânci puradeii noștri la iarnă, ceva. Că noi de Da. produs nu producem nimic. Și uite, așa o să rămâne. Istoria se repetă. Iară haiduci, iară benzi, iar lupta pentru supraviețuire, o să afle că vecinii din, nu știu, bloc, care mor de foame, că tu la 7 ai o bucată de cărnat în frigider, e posibil să-ți dăie peste tine în cap și să-ți iei bucata aia de cărnat. Pare acum așa o glumă, dar nu vă puneți cu omul, cu animalul care nu-i hrănit. Da. El atunci nu se mai gândește la plăcere. De oricare ori fi. Atacă. Dar Atacă. și spunem că atunci când este foame, că nu mai gândim bine. Da, E foame, până nu mănânci mănânc ca un ceva, nu pot să animal. gândesc. Da, până nu mănânc, nu gândesc sau ceva de genul. Există vorba asta printre E noi. uite, în ezoterică, o parte a ezoterică, da, ezoterice, spunem așa, de aia nu putem să o definim strict ca o știință, pentru că are foarte multe zone de aplicabilitate. Dar este partea ezoterică care se ocupă anume de cuvinte. De ce oamenii spun așa? Uite, de ce noi spunem așa? Eu n-al pot pe la înghiță. Bă, nu știu, eu n-al pot înghiță. Uite, dar germanii nu pună, nu vorbesc așa. La ei nu există fraza asta, nici măcar în conștiință. La ei spun așa, eu n-al pot mirosi pe ăla. Uite, n-al pot mirosi, știi? Dacă traduci din germană în română, e cam așa. Mie omul ăla nu-mi place. N-al pot mirosi. La noi nu cu mirosul, domnule, noi direct îl mâncăm. Al pot mânca sau n-al pot mânca? Vezi, aia totuși parcă mai finuță. Ne îl mirosim, miroase bine, nu miroase bine, dar nu contează cu miroase, noi l-am halit direct. Ori îl mâncăm, îmi place omul ăsta, îl pot mânca. Dar pe ăsta, uite, n-al pot mânca și n-al pot suporta, n-al pot înghiți, n-al pot înghiți, înțelegi? Uite, orice face, n-al pot suporta, n-al pot înghiți.
Bun. Uite, Anatol, întreabă cineva aici, bun, și în acest context Moldova face parte din neamul românesc? Moldova ca țară. Păi uitați, asta urma, cine mă întreabă, ori mă așteaptă ca să mă provoace, așa, Nu știu, ori în general, după nume cred că e chiar ea moldoveancă, nu știu. da, oricând nu a ajuns ca să pui astfel de întrebări, spunem așa, absolut, nu știu cum așa spunem, adică nu, infantile totuși, adică cum, dacă Republica Moldova face parte din neamul românesc sau nu face parte din românesc? Hai să spunem așa, Republica Moldova face parte din neamul moldovenesc. Este? Mai sunt și alte neamuri, moltenești, mai sunt și alte neamuri, dobrogenești, nu ai tele. Ăștia toate sunt români sau nu sunt români? Dacă îmi spune cineva sau comentatoarea care a spus, întrebarea, că nu, atunci nici Moldova înseamnă că nu face parte din neamul românesc. Dar face parte, în primul rând, dintr-un neam mai mic, adică moldovenesc. Este, uite, moldovenii, transilvanienii, oltenii, răgățenii, ce nu știu ce acolo. Aceștia toți sunt români? Da, bine, Cu așa ce sunt este și în Italia, răgățeanul că mai sunt din Canada. român decât moldovean? Cu ce este transilvanianul mai român sau olteanul mai român decât moldovean? Fie și de partea elaltă de prut. Dar, apropo, români sunt și Ucraina, foarte mulți. Foarte mulți. Aia sunt români sau nu sunt români? Uite, Uite, îmi pe ea răspunde. nu pui. Ea zice, eu sunt român, că soțul e moldovean, vroiam părerea lui Anatol. Păi și dacă e moldovean, ce, nu-i român? Tu vezi că ai spus, ai încurcat termenii. Tu spune așa, eu sunt transilvanian, că și el este moldovean. Dar nu că tu ești român, că și el e moldovean. Adică ai încurcat nivelele, adică ai vorbit, eu sunt așa și el e așa. Păi stai că încurcă nivelul, nu compara perele cu perele. Spune așa, eu sunt mitică, adică eu sunt răgățeancă sau ce, munteancă și el este moldovean. Așa, da. Ne putem înțelege o răgățeancă cu moldovean. Nu prea, pentru că genetic avem conflicte, că de pe știe vremea lui Ștefan cel Mare se băteau între ei, le săreau capacele. Și acum răgățenii nu se prea înțeleg. Totdeauna tinde să-i clasifice pe moldoveni ca un fel de sortul 2, așa un puțin mai jos, puțin mai scurt. Cine asta? Răgățenii. Dar nu același lucru fac transilvanienii, de exemplu. Pentru că în istoria lor n-au avut bătălii aprige între ei și s-au înțeles. Pe motive diferite. Și atunci, uite, un moldovean se poate înțelege chiar și cu unguroaică mai bine decât cu o fată din regat, pentru că genetic nu se au ceva acolo. Genetic au probleme nerezolvate, ciud încă unii pe alții. Cu toate acestea, sunt români sau nu sunt români? Uităm de informația genetică, care stă acolo nascuns, ne formează a doua noastră natură, ne formează nouă apucăturile. Uite, întreabă-l pe oricare bucureștean, de ce are așa o poziție de superioritate față de Moldova? Nici el nu știe. Doar de faptul că el e răgățean. Și el a venit de acolo. Dar venea de acolo și totul se scaftea. Lua domnitorii și punea domnitorii lui la târgul de obște, la târgoviște. Apoi veneau răgățenii altă de jos, iară se nerva, știi, iar mai venea acolo. Ea Gândiți-vă, zice Ștefan cel că... Mare îi numea pe răgățeni, numea valahi. Și spune că valahii sunt mai periculoși pentru noi decât turcii. Ea zice Acum că ce îl erau? Se consideră băteau român. moldovenii cu cine? Cu răgățenii. Dar erau români sau nu erau români? În istoria Da. foarte multor popoare a fost vorba de foarte multe conflicte dintre sud și est, sud și cum, nord și sud. Sudiștii contra nordiștilor. Dar asta nu îi face pe ei să nu mai fie spanioli. Da. În concluzie, Anca ne spune că și ea e moldoveancă, dar de dincoace de Prut, al bărbatului e de dincolo de Prut, și că unii moldoveni, adică cei din Republica Moldova, nu se consideră români. Așa din experiența ei, probabil. Probabil. Cu așa oameni sunt înțeles. Unii nu se consideră români pentru că îi fac iarăși diferență. Adică între state, naționalitatea și statele. Este statul moldovenesc, e adevărat, și este statul român, este statul ucrainesc. Ei trăiesc în statul moldovenesc și vor să numească sau să numesc moldoveni. Dar asta nu înseamnă că nu sunt români, ci că trăiesc în statul ăla. Aici trăiesc într-un stat care se numește România. Dar s-ar putea statul să numească, de exemplu, Brazilia și tu să fii tot român. Să fii o comunitate mare de români acolo în Brazilia și uite, să fii români.
Și acum ce spui? Eu sunt brazilian numai pentru că stai în Brazilia? Nu, să spui că nu, adică nu compar. Oamenii fac o greșeală majoră când încurcă nivelele. De aceea și e posibil ca ăla de jos să-i dă replicilor ăla de sus. Pentru că îi încurcă una cu alta, merile cu perle, funcțiile cu nu știu ce, cunoașterea cu altceva. Să comparăm lucrurile pe nivele. Totdeauna, pe nivelele lor corespunzătoare. Altfel, comparăm mieri cu pere sau văzutul cu nevăzutul sau lucruri care n-au nicio legătură între ele. Da. Uite, o altă întrebare care se adresează aici, câte încarnări suferă o persoană? Suferă, de cuvântul ăsta. Deci le suferă. Dar de ce te-ar interesa câte? Nu știu. Eu spun de la 1 până la plus infinit. Da, important e ce faci în viața asta. Evident. Și oricum nu contează ce au fost celelalte reîncarnări decât ultima, pentru că ultima experiență se cristalizează în noi ca a doua noastră natură. Uite, ai venit din mic și brusc ai anumite apucături. De unde ai apucăturile alea? Uite, știința, psihologia nu o să-ți explice chestia asta. Dar nu o să le poată găsi nici prin faptul că au copiat de la mama și de la tata, pentru că nici mama, nici tata nu sunt fotbaliști. Dar copilul e pasionat. Dar apar curios, foarte interesant. Primul bărbat care a dezvirginat-o pe cea femeie, actuala soție a lui Ionel, a fost fotbalist. Și acum copilul nostru e cu fotbalul. Dar de ce? Sau cu nu știu ce. Coranul în mână îi place. Îi place nu știu ce științele sau cultura asiatică. Păi da, de ce? Păi da, că stai mai bine și te gândești. Primul bărbat care a dezvirginat-o pe cea actuală mamă a fost un bărbat, spunem așa, din asiatic, de exemplu. Și acela este copil, adică este părintele spiritual al copilului. Astăzi, știți, 80% dintre bărbații din România nu-și cresc copiii lor. Deloc nu. Că genetic sunt ai lor, pentru că sunt făcuți din spermatozoidul lui și ovulul ei. În sens Și iau ezoteric. în sens ezoteric, dar în sens Energetic. de duh, în sens de sânge. A, că el seamănă cu mine mai mult sau cu ea mai mult, asta e datorită faptului că s-au întâlnit ovulul meu, adică spermatozoidul meu cu ovulul ei. Și genetic, oricine va demonstra copilul e făcut din gene de ale mele și de ale ei. Adică paternitatea o va dovedi științific prin metode științifice genetice. Dar acele metode vor să spună numai următorul lucru. Corpul copilului ăstuia este făcut din gena ta și a soției. Corpul. Dar softul, adică duhul din el, păi n-are nimic. Eu sunt ca, știi, câți părinți nu nimeresc în situația asta. Eu sunt lupușor, mama e vulpiță, două patrupede de genul ăsta, vânătoare așa mai, știi? Dar copilul nostru s-a născut iepuraș. Știi unde e așa fricos? Tinde să trăiască viața de iepuraș. Că așa suntem. Animale diferite. Iluzia numai apare că dacă avem toți două mâini și două picioare, suntem toți lupi. Nu. De așa există lupi în cadrul speciei. La animale nu există. Noi să vezi iepuri din deal, să adune, să armeze, să duc și să-i belească pe iepuri din vale. Să le arătăm noi lor unde hibernează racii sau nu, le dăm bătaie. Nu e să vezi așa ceva. Dar în specie umană găsești. Vezi asta. La fiecare pas. De ce? Pentru că suntem specii diferite. Uite, se adună rechinii imobiliari și dau o raită pe oraș. Au rămas o mulțime fără de apartamente. S-au adunat, nu știu ce, lupi și au dat o navală în oi. Au mai și luat vreo două oi de pe acolo și le-au dus la produs prin Spania, pe undeva. Și nu-i doare sufletul de asta, pentru că au alte animale. Înțelegi cum? Și cu te uiți la copil, ce-i copilul ăsta? Că de seamănă că înseamnă, dar de unde are apucăturile astea? Ce-i cu el? Nu seamănă cu niciunul dintre noi. Nu poate asta moșteni educațional, pentru că la noi nici nu au văzut, nici nu au auzit lucruri de felul ăsta. Noi ne comportăm ca lupul și tu ca lupoaica și el ar trebui să copie de la noi să fie așa. Dar el din prima zi și mai târziu, din prima zi când nici nu înțelege mama, tata, el deja se comporta ca iepuraș. De unde vine asta? Evident că este experiența condensată care astăzi se formează în el ca a doua lui natură și e venit aici pentru a crea personalitatea actuală, nu pe a dezvolta încă o dată pe cea din spate. Deci cea din spate nu mai se folosește din când în când.
ca un fel de memorie, ca un fel de apucătură. Adică, uite, ai ajuns undeva și așa nu știi de ce, intuitiv știi că trebuie să nu te bagi acolo. Că te-ai mai băgat cândva, ai pățit-o rău și acum te oprești. De asta nasc unii cu frică de apă, alții cu frică de înălțime, alții cu frică de un anumit tip de animal, de exemplu. Sunt copii care se tem de cai, că dacă, de orice nu se teme, al bagi în cușca leului să joacă cu leul, dar dacă l-ai apropiat de cal, țipă, urlă. Psihologia asta nu o să te explice niciodată. De ce? Dar uite, ezoterica vine și completează psihologia. Și un psiholog bun, dacă ascultă, spune, băi, s-ar putea să știi că este o chestie aici. Numai că nu putem să o explicăm științific. Cum o explicăm asta științific cu viața anterioară? Nu, joacă pe asta. Că dacă te duci și spui lui cuiva, psihologul zice că da, păi, da, doar din psihologie știi că conștiința noastră este și materială și imaterială în același timp. Materială pentru care suportul său, material, creierul, și fără creier, conștiința nu este posibilă. Dar imaterială este că omul poate fi conștient de el însuși în moartea clinică, nu știu cum spun. Omul poate fi conștient de el chiar și atunci când creierul, nu știu cum, pentru o anumită perioadă de timp sau anumite aspecte ale creierului pot fi paralizate, de exemplu. Și atunci ar putea că dacă ești la nivel fizic, particula, ba o vedem și brusc dispare ca particulă și se transformă în undă și pe unde îmblă particula ca undă, nu putem să știm, nu o vedem. Apoi, brusc, deodată, aceeași particulă poate înconjura sistemul solar de două ori, odată poate să apară înaintea observatorului ca particulă din nou. Unde a fost în toată perioada aia de timp? Adică, ca și cum, particulă s-a reîncarnat, a murit, e undă, iar apare ca particulă, iar s-a reîncarnat, iar a dispărut, iar e undă. Uite, de exemplu, dacă eu acum voi vă uitați la calculatoare, mă vedeți pe mine. Dar voi, de fapt, mă vedeți pe calea undelor, că real voi nu știți dacă eu sunt. Dacă emisiunea asta nu a fost înregistrată ieri, poate că eu acum, ca particulă, sunt cu tot în altă parte. Uite, sunt în oraș undeva cu prieteni și bem o bere și vorbim despre nu știu ce lucruri filosofice și ne concentrăm pe noi. Poate că emisiunea asta a fost înregistrată 3-4 zile în urmă. Și acum nu mai este prezentată pe. Dar așa au fost bine făcut încât să pară că e online cumva. Și de fapt poate nu e online. Nu. Dar uite când Stăm apare la în o fața. bere acum, nu? Dacă nu apare în fața voastră, eu mă vedeți ca particulă. Mă puteți pipăi. Și eu vă văd pe voi. Cum am ieșit din clasă, de exemplu, și am închis ușa după mine, eu pentru voi continui să exist. Dar ca undă, pentru că de văzut mai departe nu mă mai vedeți. Eu am dispărut. Și poate că am dispărut din univers total. Dincolo de uși, voi nu știți ce e, poate să nu fie nimic. Poate să, realitatea nici nu există ca calculator. Nu există nimic dincolo de uși. Numai când o să ajungi tu la ușă și o să deschizi, ți realitatea o să se deschide. Uite o scară, uite acolo așa. Dar cât ești în clasă și te uiți la ușă și eu am închis ușa după mine, mai departe tu după ușă nu știi ce e. Mai departe ce faci tu? Adică îți pui partea ezoterică la contribuție să-ți dai seama ce-i cam dincolo de pe ușă, cam unde putea să ducă particula, cam ce putea să facă și cam ce s-a întâmplat lui de-o venit înapoi peste 5 minute vesel sau supărat. Uite, aia ce n-ați văzut, asta e deja ezoterică. Spune și partea ezoterică, nevăzută. Partea nevăzută a aceleiași lucruri, punem aici o carte, de exemplu, și o punem așa. Uite, asta e o carte, partea văzută aici. Bun. O putem citi, o putem studia, o putem așa, înțelege ceva de acolo. Pentru că e scris pe un suport material, suportul ăsta material se numește hârtie, conține ea o serie întreagă de coduri, buchii, semne, adică și semne și litere și buchii, de aici trebuie să buchii sunt, de aici și buc, de la azi, bucă, așa, și am înțeles ceva. Dar dacă n-ai posibilitatea de a vedea cu ochiul minții dincolo de ce scrie pe cele litere, așa, și buchii, semne, și ieroglife, și ce mai fi, și simboluri, ce ai făcut? Ai înțeles numai ce scrie pe suportul material și cu atât o să rămâi. Adică ai înțeles numai orizontala, verticala n-ai înțeles. Și dacă n-ai înțeles-o, atunci asta se numește informație incompletă. Și dacă e informație incompletă, atunci vă spun de la bun început, este degeaba. Este ca un cârlig
care ți se aruncă ție, să tragi de el ca un pește la pescuit. Și o să tragi. Și din momentul ăsta ești prins într-o serie întreagă de sisteme explicative, aparatul tău justificativ va începe să funcționeze foarte intens pentru a găsi explicații și justificări la propria necunoaștere și va spune în felul următor: domnule, tot ce nu știu eu este ce? Ceva de secolul întunecat, adică secolul 16, 18, ceva de felul. Tot ce nu înțeleg și nu pricep eu este pseudoștiință, tot ce nu înțeleg și nu pricep eu și este o prostie și toți oamenii care se ocupă de tot ceea ce eu nu înțeleg și nu pricep sunt niște proști. Numai eu sunt deștept. Dar ce faci tu? Cu ce te pricepi? La ce faci? Nimic. Nu, bine, deci singurul deștept din lume care nu știe nimic, nu pricep nimic, nu gândești niciodată la ceva decât papa, caca, pipi, sex. Atât. Da, te-a pus să comentezi pe cei care măcar dacă o oră pe zi o dedică poeziei, n-au ce vorbi cu tine despre poezie în general. Ce să vorbești cu unul care este aritmat el în mintea lui, care nu cunoaște rima, care nu... Aici e o taină cu rima aia. Că poți să spui aceleași cuvinte într-un fel, dar poți să spui aceleași cuvinte în rimă. Și gândi care vor avea mai impact mai mare? Cele în rimă sau cele spuse așa în proză? Cine, care dintre informații, poezia sau proza, va deține mai multe simboluri și mai de mai multe ce? Imagini, tipuri care trebuie asamblate în cap ca să vezi ceva. Cum adică coboară în jos, luceafră blând? Adică ce? Eminescu a fost. Eminescu, tu îți dai seama și la un anagramat. Adică coboară în jos, auzi tu, domnule. Ești, poți să cobori și în sus? Da. Nu, pentru Eminescu asta e firesc, să cobori, că este posibilitatea să cobori în jos și să cobori și în sus. Sau cobori urcând în sus, la un moment dat o să trezești cobori în jos. Sau urci în sus. Sau... Depinde de ce parte a creației privești lucrul respectiv. Pentru ele asta e firesc. Dar pentru unul care nici limba română nu cunoaște bine, care nu e capabil să scrie măcar 3-4 fraze sau cum spunem eu, strofe dintr-o asemănătoare cu o poezie oricare de-a lui Eminescu, ăla se apucă să-l critici și pe Eminescu. Zici că trăim într-o civilizație în care cu cât ești mai incult, mai prost, ca să nu spunem, cu atât ai mai multe virtuți, domnule. Deci, că sunt mai mulți ca tine. Și oamenii de știință astăzi totdeauna așa au fost. Ei nu o să lupte niciodată pentru într-un fel de adevăr, că scopul lor nu este să lupte. De ce nu să lupte? Pentru că s-a acolo sus. Cu asta trebuie să lupte altcineva, luptătorii. Pentru că vor să acceadă. Dacă vor să aibă mai mulți bani, trebuie să asculte. Cum să fac mai mulți bani? Apropo, poți să faci mai mulți bani acasă. Folosindu-te doar de legea asemenea, atrage asemenea. Poți. Adică nu o să vină banii peste tine, dar o să-i, și tu stai acasă și nu faci nimic, dar o să-i atragi mai ușor unde? Prin tunelurile vieții. Din mintea noastră, am spus, este tunelară, fiecare merge prin tunel și ce vede prin tunelul ăla acolo, ca o gaură de șarpe sau de omidă așa, sau de ce mai de râmă, de verme așa, tot felul de... Și în coridoarele le întâlnim unii cu alții. El vede prin tunelul ăla lui numai cât își permite raza propriei sale conștiințe. Și aia la tunel, la unii este mai mare, alții este mai îngust. Mergem pe acolo, prin tunelul ăla. Și mergând totuși prin tunelele astea ale vieții, fiecare mai larg, mai îngust, mai luminat, mai nu știu cum, în dependență de configurația și bogăția propriei conștiințe, putem să atragem banii mai ușor. Dar putem, dar trebuie să înțelegem ce sunt banii, de unde vin banii, care este sursa banilor, care este sursa centrală a banilor, care este puterea banilor. Trebuie să te temi de bani sau trebuie să respecti banii. Cum să aplicăm asemenea, atrage asemenea, ca să pur și simplu să apară mai mulți bani prin ce? Prin viață. Uite, exemplu, în unele etnii, ei își deseană simbolul dolarului pe tavan sau a euro, îi venerează bani. Ați văzut? Își fac tatuaje, își pun tot felul de astea la gât, amulete moderne, contemporane, cu simbolul dolarului, a euroului. El venerează. Ei al pupă. Când adună mai mult, îi adună așa și se culcă. Îi dau obligatoriu femeii banii, înșiră prin pat ca ea să stea întinsă în pat, așa acoperindu-se cu bani. De ce? Pentru că dacă femeia îi place banii și modul în care tu îi câștigi, ea va atrage și mai mulți bani, adică o să o folosești ca pe un magnet.
Putem face lucrurile astea. Putem și oamenii înainte le făceau. Și astăzi le fac oameni. Și de multe ori oameni pe care voi considerați înapoiați, cum se numesc astea, superstițioși, păi uite așa înapoi, superstițios, dar eu mai mulți bani ca voi. Pur și simplu, oameni. Mai degrabă astăzi să duci un român să împrumute bani de la țigan decât o să vină un țigan să împrumute de la tine. Și apropo, dacă vine el, de fapt, nu împrumute, el te fraierește. Joacă ți un rol, îți apasă ți sentimente și tu îi dai 5 lei. Și altul, în timp de o zi, mai se găsesc ca tine încă 200 care să le dai câte 5 lei. Și până seara, băiețelul la fetița aia, cerșătorul ăla, au câștigat mai mulți bani decât tot neamul tău în ziua aia, cu salariul tău. Cu salariul, unde lucrezi pe acolo. Au câștigat mai mulți bani decât tine, pentru că tot cât ai câștigat. Dacă luăm salariul și îl împărțim la zile muncitoare, tot ce în parte, ție este un număr care nu știu, 200 de lei pe zi. Cam atât câștigi. În 8 ore muncit. Dar băiețelul respectiv, să vedeți, au câștigat 15 tocmai. Timp de o zi. Știu, înțeles, a cunoaște da. Și a pune legile la, și-au găs, nu poți niciodată să găsești o scurtătură dacă nu cunoști ce? Sistemul per total, adică cum funcționează sistemul în întregime. Dacă cunoști lucrul ăsta, atunci poți face ca un om. Poți găsi scurtături în sistem, că e sistem mental, că e sistem global, că e sistemul creației, că poți găsi scurtături. Dacă nu cunoaștem lucrurile astea, atunci niciodată nu o să putem face nicio scurtătură și o să mergem numai pe acele cărări mentale, cognitive, justificative, sentimentale, emoționale, pe care ni le-au trasat alții ca pe o cale ferată înainte ca tu să te naști. După ce te-ai născut, numai tu arăta, tu te așa se poate, așa nu se poate, așa e frumos, așa nu e frumos, așa e moral, așa e imoral. Tu așezat ca pe un tren, pe o cale ferată și ai posibilitatea doar de câteva ori în viață, când ajungi la macaz, ca în poveștile alea, te întreabă. Uite, dacă te duci la dreapta, pierzi calul, te duci înainte, pierzi capul, te duci în stânga, pierzi sabia, hotărăște repede ce vrei să pierzi și înaintează, că altfel îți dăm o bătaie aici pe loc. Da. Și hotărăște, nu poți să mergi mai departe să nu pleci. Băi, cam așa, uite, ai ajuns în momentul. Dar acum ori te căsătorești, ori pleci din țară, ori te duci în pușcărie, alege repede ce vrei. Păi, mă duc în pușcărie. Ok, duci în pușcărie, dar atunci ai avantaj. Duci în pușcărie, stai 4 ani de zile și vii înapoi, ai la 20 de milioane, frate, te așteaptă acolo, acasă, undeva, unde e păstrat. Pleci din țară, mai devreme sau mai târziu să te extrudezi înapoi, da? Și o să ajungi tot la pușcărie, dar mai târziu. Între timpul ăsta ar putea să fie pierdut banii prin țările alea, încercând să te integrezi acolo. Deci, totdeauna. Și dacă ele sunt dinainte știute care sunt și momentele în care la ele poți să ajungi, și cineva acolo te poate aștepta din totdeauna. Te așteaptă pur și simplu ca pescarul pe pește. Și cu momeala întinsă și vezi ce să faci. O să tragi din ea. Hai, dacă ați ști cât de bolnavi suntem ca societate. Și ni se pare că suntem foarte culți și deștepți și nu știu cum. Și dezvoltați și evoluați. Dacă ați ști câte probleme avem și dacă ați ști voi vieții cât de greu ne este cu noi, că știi, viața este grea, dacă ști, dacă asculta ce vorbește viața despre voi, cum se plânge viața? Bă, mie cu ăștia nu mi-e ușor deloc, că sunt, nu știu cum spuneți. Adică, oamenii au ajuns la un nivel de degradare, spunem așa, nu fizică, pentru că fizicul suntem frumos, păr vopsit, buzele puse la locul lor acolo, picioarele merg, adică exact cum era 100 de ani în urmă, hainele sunt altele, mai mult dezbrăcate decât îmbrăcate, mai mult, ok, asta nu de putere. Degradați din punct de vedere al viziunii, al înțelegerii. Uite, dacă am adus acum o domnișoară de la bal, știi, de la un oricare bal care se făcea în București la Casa Ofițerilor cândva așa, sau pe vremea regelui, o domnișoară de așa, am pune-o care știa să vorbească, știa să flirteze, arta flirtului, flirtul cu arta, adică știa să intre într-o discuție cu bărbații, știa să provoace o discuție, știa exact când trebuie să tacă și când trebuie să-l apostrofeze pe un bărbat, dar nu așa că astăzi du-te, bă, n-aia mea sau nu știu ce, cu două, trei vorbe. Cu totul de altfel. Cu privire, privire poate chiar, cu da. Numai cu privirea, cu un gest. Orică. Dacă am aduce și am pune pe o domnișoară de aia, bune maniere, de atunci, care era crescut într-un liceu separat de băieți, și băieții se apăra de ele, nu întâmplător, tot cunoscând o anumită lege.
Dacă vrei să treci un popor, ia mesteci acolo și academic, să se obișnuiască unii cu alții, să nu mai aibă nici excitații când se văd. Nici de un film, nici o dorință de a o cunoaște. Că le-ai văzut din grădință toate prostiile la fete când ajungi mare de să trage. Și ele la băieței au văzut. Nu sunt curioasă să mai cerceteze la aici, să-i afle, să-i cunoaște. Că știu deja, toți sunt niște curvari, toți sunt niște debili, toți sunt niște... Și băieții despre ele la fel. Dar înainte că le știau separat. Ăștia adunau potențiale, le adunau altul. Când se adunau, când se întâlneau, la 19 ani, 18 acolo. Păi băiatul când o sărutat pe fata, e leșina. Păi astăzi la grădiniță, dacă duci o sărut pe una, nu leșină. Nici nu roșește. Și asta ne se pare că este ce? Cam, suntem liberi, nu ca înainte. Eram încrespați cu tot felul de reguli, cu tot felul de rușini, cu tot felul... Pe bune, asta credeți voi? Adică asta credeți că asta înseamnă evoluția? Că nu mai avem rușine, că nu se mai roșim, că nu mai știm care e locul și funcția noastră a bărbaților și a femeilor, că femeile încep să devină mai bărbați decât bărbații. Uite, de exemplu, se întâmplă acum o campanie electorală. Mă uit așa. De multe ori am impresia că femeile salvează România, că de la bărbați parcum te mai aștept. Dar pe bune. Dar de ce? Pentru Nu că știu dacă să producătorul luăm la ca și carte. un compliment sau ca... Păi este, știi care este? Din perspectiva a ceea ce poate să facă, este un compliment. Din perspectiva însăși faptului, este un, cum spunem, o înjurătură aproape, pentru că au ajuns femeile să ocupe poziția bărbaților, să ocupe, să vocifereze, să iasă la demonstrație, să le pună în nas demonstrațiilor, adică guvernanților, tot felul de teme, să-i critici în față și bărbații stau pe acolo și își fac poze. Nu vociferează, nu fac nimic, nu luptă pentru ceva, n-au un ideal în viață, așa, cam cum ar trebui să le fie familiile, cam cum ar trebui să le fie copiii, cam cum ar trebui să fie relația dintre părinți și copii și de aici în sub societatea în întregime. Nu știu ce lege să o crotească, dar înainte, uite, bunicul spunea. Venea bunica și când venea bunica, el spunea tricoul pe el, chiar dacă restul, el se dezbrăca. Dacă îmi venea bunica, o vedea pe cărare și pune trecou imediat pe el. Și zic, dar de ce? Că e tot cald afară și vine bunica. Ți-e rușine de ea? Nu, nu-i rușine, dar așa e legea. Nu ai voie să te dezvelești în fața femeii oricând și oricum. Să te dezgolești, așa spune, nu dezgolești. Și dar ce? Care e problema? Că doar și așa, eu eram în Măricel și întreabă, că doar și așa, seara când te duci în pat, tot te vede dezbrăcat. Seara e seara, ziua e zi. Să arăi altceva. Și în un anumit moment, și nu știu ce, și erau situații care nici nu dormeau împreună, așa era legea. O lege, știau să urmeze. Știau ce să facă, știau ce să face la masă, ce nu se face la masă. Adică era lege, la masă tăcem și mâncăm. Acum la masă stăm și mâncăm și ne uităm la televizor în același timp, în timp ce ne arată reclame cu Pampers, cu tampoane, cu oricare altceva de felul ăsta, știi? Pastile pentru hemoroizi și altele, în timp ce tu stai și mânc. Sau politică, sau nu știu, tot asta într-... Dar înainte nu permiteau decât în timpul alimentației mâncarea ca acțiune sacră, sfântă. Adică doar mâncăm, înăuntru noi pătrunde doar hrana, benefică pentru corpul nostru și îl invitam pe Dumnezeu să fie comesean cu noi. După ce ne rugam, mai stăteam așa puțin ca Dumnezeu să așeze, să apuce să așeze. Pe urmă, bunicul lua prima lingură, vedea că e bun și nu nici așa, poftă bună. Și după aceea începeau să mănânce tot. Era un ritual sacru la masă. Și totdeauna cel care era, dacă nu era bunicul, atunci tata era cel care era care stâlpul familiei, cumva. Acum nu mai înțeleg cine e stâlpul familiei. De multe ori stâlpul familiei psihologic e copilul. Un stâlpuleț firav, așa, care ține familia totuși acolo, închegată cumva. Copilul. Tata nu mai este tată, mama nu mai este mamă, copilul acolo nu știu, înțelegi. Și tot asta din cauza că ne-am depărtat de la ce? Legi. Nu de la legile materiale care le facem noi pentru noi. Și oricând le putem abroga și ce e legea asta astăzi poate să nu mai fie mâine și ce a fost 100 de ani în urmă putea să nu mai fie astăzi. E adevărat, avem și legi care au fost scoase 100 de ani în urmă și sunt funcționale și acum în codul penal sau civil. Dar și numai la noi, oriunde în lume. Dar astea sunt legi care noi le facem noi pentru noi. Nu ne place o lege. Ne luptăm și o abrogăm. Dar legile verticale, este nu le schimbăm noi când vrem. După bunul nostru plac.
le putem să schimbăm numai dacă toată conștiința umană se duce acolo, un egregor, cum ar fi spus, în biroul de proiectare, schimbă proiectul și el începe să manifeste sau într-o chipeze pe pământ altfel, dar pentru asta e nevoie de voință colectivă, adică cum ar fi toți odată să ne ferim de ceva și cine nu se ferește de lucrul ăsta. Îmi spunem așa, toți ne ferim să-l lăsăm pe cel rău în unde? În casele noastre sau în sufletul nostru. Iar cel care o face să fie atenționat. De ce? Că, băi, prin tine, în lumea asta, intră cel rău, spunem, sau intră minciuna, sau intră vrajba, prin tine. Tu devii pentru ei un fel de canal și dacă nu te închizi tu, o să trebuie să te închidem noi. Pentru binele comun. Pentru că noi nu vrem ca copiii noștri să înceapă a visa noaptea urât și câinii noaptea în sat să latre, pentru că prin tine cei rău duc, dar ei spuneau generic cel rău și îl întruchipau cumva. Adică deci apare întrebarea, există cel rău sau nu? Există și nu. Ca și creierul vostru, există și în același timp nu există. Eu nu-l văd. Dar pentru faptul că nu-l văd, nu pot să afirm cu certitudine că nu-l aveți, doar pentru că nu-l văd. Probabil știu că-l aveți, așa l-au toți. S-au descoperit, spărzându-și capul câțiva, că au acolo ceva, o materie ce nu știe. Care e funcția lui în totalitate? Încă nu știm, dar bănuim că ăla este. Că am văzut că fără inimă poate să mai, dar fără creier, în general, nu mai funcționează. Dacă moare creierul, pe urmă, totul murit, restul. Nu se mai poate reface. Deci, ăla o fi. Dar faptul că eu nu-l văd, asta nu înseamnă că nu-l aveți. Sau dacă eu nu înțeleg creierul, cum funcționează creierul vostru, asta nu înseamnă că eu trebuie, pot să vin și să spun, domnule, eu mă îndoiesc că tu ai creier. Eu nu înțeleg cum funcționează. Da. Dar oamenii Anatol, cunoșteau lucrurile astea. Ca mai avem. tradiție și o transmiteau ca tradiție. Dar tradiția ce era? Un scumul întreg, un set de observații a cuia proceselor vieții, a relațiilor omului cu tot ce e în jur, și vedeau că funcționează și funcționează în anumit fel. De acolo extrageau o lege. Nu știau ei știința asta materialistă cu măsurători de kilograme și nu știu ce. Și se extrage de acolo legi materialiste. Dar în același timp le cunoșteau toate legile cauză-efect. Și ca să le putem transmite și celor care nu știu să citească, le transformam într-un fel de fabule, într-un fel de legende, cu personaje, cu oameni care aveau diferite atribute, spunem așa, științifice. Forța centripetă e într-un fel, de un personaj, forța centrifugă e altă putere. Forța care împacă cele centrifugă și centripetă. Aveau altă oricare chip. La ei în trecut și gelozia avea chip, și înfumurarea avea chip. Și alea, îmbuibeala avea chip. Adică omul când vorbeam de îmbuibeală, ei parcă vedeau cum vine îmbuibeala peste tine. Cine e îmbuibeala? Așa un fel de om cu multe guri și care vrea să mănânce și stomacul lui e mare și niciodată nu se satură. Îi dădeau așa un chip. Așa, atunci tu nu vrei să fii asociat cu ăla sau să intri în mai nebunia aia în tine. Și atunci ce faci? Îți stăpâneai stomacul altfel, ca să nu fii păcat. Anatol, mai avem un sfert de oră și vreau să te întreb data trecută cu privire la soluții, că oamenii întreabă, ok, soluții. Data trecută, în prima parte a interviului nostru despre ezoterica vieții, spuneai oamenilor că una din soluții ar fi să nu le fie frică. Și am explicat noi acolo de ce nu are rost să ne repetăm. Da. O altă, nu știu, nu neapărat soluție, să-i spunem, un alt îndemn. Ce ar fi de făcut? Un alt îndemn, dar de fapt nici nu îndemn, asta este o lege. Aveți două posibilități în lumea respectivă. Ori Duhul vă va stăpâni propriul vostru corp în toate cele fizice și fiziologice, ori va se întâmpla invers. Dacă se întâmplă invers, corpul este cel care domină toate trăsăturile, chemările, frământările voastre spirituale sau spiritul în întregime, cum ar fi spus, atunci despre dezvoltare spirituală va rămâne numai o simplă vorbă, o frământare pe tema asta, o agitație psihomotorie absolut prostească și mai mult de atât nu se va întâmpla niciodată. De ce? Pentru că și corpul este făcut în primul rând, adică vine din cele nevăzute. El nu a fost întotdeauna corp. El s-a format. Nu era în general. Era o forță
și centrifugă și altă centripetă germinativă, ovulul, s-au întâlnit, uite, sămânța cu pământul fertil, s-au întâlnit, pac, și au început să formeze corpul tău. Dacă el să se poată forma, deja acolo era un spirit, sau să spunem așa, o informație sau un duh care urmărea ca procesele astea să se întâmple după un anumit softă, după o anumită regulă, după anumite legi. Celulele au început să dividă și uite corpul venit. Au ajuns la el. Acum așa spui, corpul meu, prin urmare te delimitezi, nu ești tu. Corpul meu, mâna mea, ochiul meu, nasul meu, dar toate astea nu sunt tu ce ești, sunt ale tale. Ale cui ale tale? Că dacă luăm un om, uite așa, un om. Așa. Și ce face? Începem să punem ochiul aici, pac, mâna aici, ochiul este luat așa, încet, 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 uite așa, celulă cu celulă, celulă cu celulă, încet, 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 uite așa, mutăm de aici în partea asta, de aici în partea asta, de aici în partea asta, celule cu celule, uite așa, tot, și la un moment dat o să adunăm aici ce, o gelatină ceva așa, care înainte era corp. Acum e doar așa o gelatină. Celule cu celule aruncate acolo. Aici, totuși, o să rămână cineva. Corpul nu o să mai fie, uite așa, corpul aici nu o să mai fie de fel. Dar cineva care se numește eu, aici o să rămână și o să întrebe, a cui sunt toate astea care înainte era corp? Va spune sale mele, adică sunt fost eu. Da, asta nu ești tu. Ba da, astea sunt ale mele, dar nu mai formează un corp funcțional cum era înainte. Dar cineva tot va rămâne care va spune că sunt. Păi uite, acel cineva este și cel care este stăpân. Legenda asta, imaginați-vă fabula cam în felul următor. Corpul ți-e dat în lumea respectivă ca un scafandru. Tot așa cum un scafandru îi dat scafandrului, omului, ca să poată să duce cu el în adâncimile oceanului sau a mărilor, să poată supraviețui acolo. Pentru că acolo, cu corpul ăsta, nu poți supraviețui. Trebuie un unul mare, cu cașacas, cu un furtun, un fel de cealaltă, de cordon umbilical. Te duci în străfundul și presiunea este mare și nu te mai poți duce cu baloanele de oxigen și cum fac scufundatorii. Trebuie aștept alt tip de scafandru, metalic, greu acolo, ca să reziste la presiunile de acolo. E, uite, scafandrului care ajunge la Marea Adâncime, lui trebuie un corp suplimentar. Cine l-are? Scafandrul ăla. Este lui dat scafandrul ăsta, ca anterior stă el, și cu ajutorul scafandrului se poate face tot felul de chestii. A apuca, suda acolo ceva, lega, nu știu ce fel de chestii. După ce știm treaba, se întoarce înapoi. Tot așa și corpul vostru vă este dat vouă pentru a vă face, a vă ajuta pe voi să cunoașteți lumea asta fizică prin intermediul analizatorilor vizuali, ca niște camere web, care tot se ușcă și citesc tot felul de informații. La limita performanței analizatorului vizual. Lumea nu este așa cum o vedem. Lumea este mult mai amplă, dar noi putem să vedem numai atâta cât putem vedea cu analizatorul respectiv. Are limitele sale. Liliacul vede altfel lumea, și din punct de vedere acustic, și din punct de vedere sonor, și din punct de vedere vizual. Calul la fel. Bun. Prin urmare, să spunem așa, corpul îți da ție ca un fel de slugă. Sau, da, slugă. Care trebuie să-ți ducă ție bagajele, pentru că tu, fără corp, ca spirit, ca fantom, așa spune. N-ai apucat să apuci, n-ai avea cu ce apuca un obiect fizic să-l ridici în aer, așa. Pentru că trebuie asemenea, se influențează de asemenea. O boală fizică o tratăm cu instrumente fizice. O boală mentală putem să o tratăm cu instrumente mentale. O boală psihologică sau o disfuncție putem să o tratăm cu ce? Cu instrumente psihologice, adică nevăzute. Și o Dar boală dacă ai sufletească? o boală sufletească, adică sufletească înseamnă psihologică. O tratăm cu instrumente psihologice, o tratăm cu cuvântul, o tratăm cu cunoașterea, cu învățarea, cu studiul, le putem corecta. Psihocorecții diferite. Dar o boală mentală, care e legată de psihiatrie și e legată de ceva fizic, adică de probleme degenerative ale creierului, trebuie să tratăm boala respectivă cu ce? Cu ceva fizic. Că dacă îi vii cu piciorul rupt la psiholog, păi poți să-ți facă la hipnoză și ce mai vrei tu pe acolo o mulțime, că piciorul de asta nu se refacă. Pentru că un aparat fizic se repară cu ceva fizic.
Nu merge cu descântece, nu merge cu încântații, nu merge cu cunoaștere, te doare piciorul, sur piciorul, da, vrei să vorbim despre asta? Hai să vorbim acum, că poate știi. Și putem să vorbim despre durerea ta de picior, să vedem de unde ea provine, să vedem cum te raportezi tu la durerea de picior și putem să spunem că durerea nu e de picior, de fapt e numai în capul tău. Detașează-te de ea, dar te detașezi. Dacă îmi dai să te ridici, totuși merge piciorul după tine așa, aiurea. Că e rupt. Trebuie să te aduci la fizic, în partea fizică. Adică, vezi, asemenea stratează cu asemenea. Sau cum se mai spunea înainte, cui pe cui se scoate. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, atitudinea trebuie să fie exact ca de un angajat, subaltern, destul de prostănac, multă minte corpul nu are, trăiește în baza unui soft, foarte slăbuț, așa spunem, dar foarte bine reglementate, că n-are opțiuni multe încolo și în stânga, în dreapta. E oricum mai mult ca la unele animale sau ca la plante, dar totuși nu este foarte, spunem așa, evoluat. De exemplu, dacă ne tăiem de aici, nu se recuperează, nu se reface la loc. Are o mulțime de... dacă dă o boală mai tare peste noi, e capabilă să distrugă corpul încet, încet cu totul. Așa. Oricum, el de la sine îmbătrânește și asta depinde de se întreagă de lucru. Dar atitudinea cam asta trebuie să fie. Adică tu ești spirit și corpul ți este subaltern. Al tratezi cu ordine, al tratezi cu ordonanță, al tratezi cu pumnul în masă când nu vrea să facă. E cam așa ceva. Băiete, ia să stai să stăm puțin de vorbă. Eu o să-ți dau înghețată, cum îți place. Că mie, ca spirit înghețat, nu trebuie. La ce e bună mie spirit, ca spirit înghețat? Ce fac eu? Ca fantomul de partea aia ne văzut din mine asta care stă aici. Ce la ce trebuie mie înghețat? Când eu n-am nici scris o limbă. Pentru asta îmi trebuie o limbă, nu? Dar din moment ce îmi trebuie o limbă, deja e la corpul face. Adică corpul meu, eu îl folosesc pe corpul meu ca pe lopată. Că eu, ca spirit, nu pot face o groapă. Și atunci, lopata aia face groapa respectivă, dar eu o folosesc. Evident că mie, ca spirit, îmi trebuie să cunosc cum e senzația de la o înghețată, cum e senzația de la o atingere, de la un sărutat, de la așa. Și atunci ce fac? Îmi trimit biorobotul meu să întâlnească cu biorobotul tău, cumva să-l convingă să ne sărutăm, ca împreună sufletește, spirituală, să cumulăm niște experiențe nemateriale deja și să înțelegem cam ce înseamnă sărutul. Plânsul, durerea. Este? Pentru asta îl folosim. Corpul. Și atâta timp cât corpul funcționează așa și înțelege cine e șeful, totdeauna se va supune. Și poți să tratezi cu el cam așa. Uite, eu îți dau înghețată, îți dau câte un păruț de vin roșu, că îți place și am văzut că te relaxează și te odihnești noaptea mai bine, fizic vorbim. Și cu toate acestea, pe mine mă doare genunchiul. Adică pe mine, nu pe mine, pe tine te doare genunchiul. Dar durerea ta de genunchi ajunge la nivelul meu de conștiință și mă încurcă să gândesc. Pur și simplu, mă încurcă să gândesc, mă încurcă să mă concentrez la ale mele. Apoi, bă, băiete, uite așa, hai că suntem în parteneriat. Eu fără tine pot și viața mea o să continui, dar tu, corpule, fără mine nu poți, pentru că din moment ce eu din tine am ieșit, tu începi să putrezești și mori. Și o altă oricare viață nu o să ai. Eu pot să mai vin o dată ca spirit, să mai formez alt corp dintr-un alt mamă și din alt tată și tot așa mai departe, dar tu aici mori. Dar tu ești setat acolo jos, la baza, ai niște instincte. Și unul dintre instinctele primordiale îți spune să faci tot posibilul ca să-ți continui viața. Care viață? Fizică. Înaintea morții nu se teme omul atât de mult spiritul decât corpul. Și acel care se teme de moarte maximum și gata să facă orice, ăla e omul al cărui corp îi invers. O a ajuns șef peste spirit. Și spiritul a ajuns ce slugă la ceva muritor, putregător, bolnăvicios și în general. Când s-a ajuns la așa ceva, s-a terminat cu orice evoluție spirituală. Dacă tu nu poți să-ți oprești mâna care intră singură în frigider și care o bagă jumătate de kil de tort în gură, dacă tu nu poți să spui propriului tău corp, de azi înainte, o săptămână, nu beam nicio picătură de vin roșu, dar de ce? De așa că vreau eu. Și vreau să văd dacă știi să execuți chestia asta. Și vreau să văd cât de ascultător ești. Și dacă văd că începi să te înrăvești așa, că de ce eu vreau, mie, înseamnă că tu nu mi-ești mie ca și corp o slugă credincioasă. Ci începi să intri cu mine în contradicție, deși ai putea să și mă trădezi la o situație oricare. De exemplu, care duhul ar trebui să primeze și să... Tu ai,
Adică când ar trebui să mă uit în ochii dușmanului și nu apară nicio lacrimă, tu atunci o să începi să verse o lacrimă. O să mă trădesc. Băi, corpule, ce faci? Asta e așa. Bine că te-am prins, de, că te tem de chestia. De aici încolo o săptămână nici o picătură de vin roșu. O, când îți vezi că o să mor, când zice, bă, gata, s-a terminat discuția. Nu și o picătură. Dacă poți face chestia așa, el te ascultă. Înseamnă că Duhul este mai puternic și corpul se supune. Și dacă e un Duh puternic, atunci un corp este gata să facă orice pentru a plăcea, pentru a putea trăi pe lângă spiritul lui, șefului. Dacă e invers, atunci corpul e ca un porc, ajunge să fie. Cam așa e mentalitatea corpului. Exact ca la un porc. Și Duhul veșnic și nemuritor ajunge să fie slab și slugă la porc. No, acum s-a terminat orice evoluție spirituală. Restul sunt numai vorbărăi. S-a terminat orice poziție. Atâta timp cât tu nu poți sta într-o poziție nemișcată, fix, o poziție fixă, nu trebuie să alergi pe munți, nu știu ce acolo, să demonstrezi. Uite, te pun într-o poziție fizică. Și nu poți sta 5 minute în ea ca să nu te hidrace, cum se spune, ca corpul să nu cedeze. Și tu să nu-l poți înfrâna să stai acolo, chiar dacă sunt plesnesc vasele sanguine și mușchii și tendoanele pe tine, stai în poziția și nu te miști. Atunci înseamnă că nu știi să stăpânești corpul. Nu știi să stăpânești corpul, înseamnă că nu stăpânești toate instinctele lui. Nu știi să stăpânești corpul, asta înseamnă că nu știi să stăpânești toate, nimic din ce se numește poftă, apucături, animalice ale lui. Prin urmare, înseamnă că ce? Că tu ești o slugă la propriul tău animal. Tu ca spirit, s-a terminat orice evoluție spirituală. Deci și înțelegerea absolut prostească a ceea ce înseamnă spiritualitate. Oamenii cred că spiritual, dacă e spiritual, trebuie să fii un om așa care mergi pe apă, așa cumva, pe nimeni nu atingi, și vorba ta e cântic și plutești mai mult decât mergi. Nu. Greșit total. Cine v-a învățat asta vreodată, în general? În ce tradiție s-a învățat voi chestia asta? Un om spiritual e doar un om al cărui spirit domine tot ce este material în el, adică corpul. Uite, s-a pus în poziția aia și a spus, de aici nu mă mișc un an. Nu știu de ce trebuie lui asta. Nu știu unde vrea el să ajungă. Nu contează. Dar din momentul ăla, el un an de zile din poziția de lotus nu se mișcă. Deja e legă, îl poartă ca pe mobilă. Șterg praful de pe el, de acolo tot nu se mișcă. Numai ochii arată că în el încă există viață. Uite, ăla e om spiritual. Ăla domină corpul în toate aspectele sale. Dar tu te pui în poziția respectivă. Și ai spus că o stau 30 de minute. Și pe la minutul 14 te-au luat toți dracii, te dor toți și te-ai ridicat de acolo. Nu, înseamnă că n-ai putut să stăpânești corpul, să stai în poziția aia, cum ai dorit tu. Nu să-l pui să facă ceva, să-l pui să nu facă nimic și tot nu-l poți domina. Atunci s-a terminat discuția despre dezvoltarea spirituală, pentru că tu toate deciziile tale sunt fie luate de fricile corpului, de dorințele corpului, de poftele corpului, de poftele lui. Uite, ai trecut prin un magazin cu dulciuri. Dar în partea elaltă te aștepta iubitul tău. Dar corpul ți-a dat un impuls, dulciuri acum. Da, uite, iubitul, dă-l dracu de bine să mâncă. Și ai duce și cere corpul. Dar puteți să duci în partea elaltă și tortul, în general, asta să nu am noi. Nu, eu așa ceva, eu pentru tort, eu nu, eu omor pe mama, dar eu nu mai, nu pot, eu n-am cum. Așa să fiu poftit. Asta înseamnă că așa ești tu, dominat de corpul tău, de poftile lui, de tot, de limbă, de ochi, de ceea ce auzi, de ceea ce ești dependent de el, adică invers. Adică situația trebuie să fie cam așa. Uite, dacă am pune omul. Uite, omul când se naște odată, pe o linie de așa. O variantă. Un om se naște. Este o linie oricare de plutere. De obicei, când ne naștem, optul ăsta al nostru e cam așa. Uite, așa sunt. Are un corpuleț pe măsura Duhului lui. Și totuși copilul este echilibrat. Adică la el ba domină corpul, foamea, nu știu ce acolo, frigul, are incomoditate oricare și începe a plânge. Dar mai mult de a plânge și aia ce poate să facă nimic. Asta e corpul. Uite, aici e corpul linia de jos. Iar asta e Duhul. Ele așa trăiesc. Două în una. De aia și simbolul căsătoriei tot așa. Se presupune că bărbatul este cel care e cu Duhul în familie, adică cu legea, cu nevăzutul, și femeia este cu ceea ce e văzutul. Casa, casa, masa, masa, copiii spălați, ea îngrijită. Adică cu ceea ce este corpul familiei sau partea materială a familiei.
Dar bărbatul este ceea ce îi duc, adică trebuie să urmărească legea, trebuie să informeze ce o să vină luna viitoare, trebuie să-mi pun săptămâna de pe acum, să-mi eu să-mi pun familia la protecție, pentru că lunile viitoare o să vină nu știu ce. Trebuie să mă informez de lucrurile astea. Trebuie să, nu numai să mă formez, trebuie să precep ce mi-au spus cei care m-au informat. Cât e de reală scenariul ăsta? Care este cea mai bună variantă de a face? Mă duc în munți, mă duc în pivniță, mă duc undeva. Ce trebuie să fac ceva? Trebuie tot timpul să informez o chestie. Dacă stă și el pe casă și mulge vacă și spală, nu știu ce, copilul, cine se mai informează? Trebuie să vină cine? A, unul, al treilea, care să ne stăpânească pe amândoi. Înainte era nașul care își făcea bine treaba de naș. Acum nici nașul își face bine treaba, că el numai așa de formă. Ei, creștea omul. Și la unii se întâmplă așa, uite, Duhul mai învățat copilul ceva, corpul a ajuns, apoi mai așa, nu așa, apoi așa, apoi corpul lui ajunge așa bătrân și uscat, apoi uite așa e Duhul și corpul lui e așa bătrân și uscat, ceva așa. Uite, acum gândiți-vă că acesta ar fi un balon, Duhul, iar asta este, cum se numește, chestia aia de sub, unde stau pasagerii. Înțelegeți? Uite, dacă tăiem asta de aici, linia asta, și am tăiat coșul ăsta de aici, unde erau pasagerii, pe balonul ăsta singur deja se duce, el omul ăsta spiritual, pentru că se duce. Singur se urcă în sus. Se înalță. Dar uitați-vă ce o să facă altă, o a doua variantă, tot aici s-a născut, tot asta e, apropo de tot aici s-a născut. Și la început tot așa era. Așa, stai să mă caut un model. Asta vreau să zic că nu prea se mai vede dacă ai altă culoare sau alt marker. Asta încerc să caut. Bun, încercăm așa. Tot așa era un... nu știu unde am mai pus ăsta. Folosește de pe Zoom tabla. Da, bine zici. Dai share screen și dai cu Zoom-ul. Așa. Dar de ce nu-ți pot face așa? Nu pot da share screen. A, o secundă, îmi cer scuze. Acum, gata. Așa. Iar a doua variantă este asta. Bun, linia asta de plute, linia vieții. Linia separatorii între ceea ce este spiritual și material. Deși nu este o linie foarte clară, așa, o linie delimitată. Dar omul se naște cam așa. Uite așa, s-a născut un circuleț. Hai să le desenăm altfel, mai frumos. Circulețele astea. Uite așa. La început erau amândouă cam așa egale. Nu? Cam așa, egale. Dar pe măsură ce timpul trecut, astea au rămas la fel, spiritului ca spirit. Creștere nimic. Dar în schimb, corpul s-a dezvoltat, pentru că a înțeles multe gusturi, multe plăceri, de la sexuale până la nu știu ce și a început să placă. Odată cu trecerea timpului s-a mai dezvoltat. Am început să avem nevoie de mai multă mâncare, de vinuri mai alese, de mâncăruri mai nu știu de care acolo. Dar nivelul minții a rămas cam ce? Tot același. La un moment dat, timpul trece, uite, corpul se dezvoltă și ca mărime se dezvoltă. Și ca dorință și ca pofte, uite așa mare, dar mintea rămâne cam aceeași. Nu? Ia să vă uitați, că dacă o să întâlniți în viață oameni, mulți dintre ei sunt, nu toți, pentru că sunt mulți oameni care au mintea exact așa. Adică când te uiți la ei, chiar te gândești, domnule, omul ăsta dacă n-ar avea bani, în general n-ar avea nimic. Dacă n-ar avea mașina asta și castelele sau ce mai dobândită din punct de vedere material, dincolo de asta n-ar avea nimic. Pentru că la nivelul ăsta, la nivel de psihologie, el are o mentalitate sau are o vârstă emoțională de 13, 14, 15 ani și se comportă în continuare ca un adolescent. El ca adolescent se crede că poate să facă orice cu femeile, că are potențial nu știu de care, că e zmeu, că e nu știu ce acolo, dar asta e mentalitatea de 14-15 ani, adică vârsta emoțională cam pe acolo. Și uite, omul ăsta acum gândește că se află în fața morții. Uite, de exemplu, aici ai deja, uite așa, în fața morții. Este un portal prin care trebuie să treci. Dați seama ce groază la pucă. De ce? Pentru că el cum a venit așa, cam așa și pleacă. Dar corpul aici se rămâne, îi rămâne. Dar el consideră că tot ce asta este corp, asta este el. Știi? Și nu poate lua toate astea cu el unde? Unde era săgeata aia? Nu poate lua toate astea cu el în sus.
toate astea vor rămâne aici. Și atunci eu cu ce mă duc dincolo? Cu care e bogăția? Cu asta numai. Păi și Dumnezeu o să zică, păi uite așa te-am trimis, erai chiar mai mare la când te-ai venit, când te-ai dus prin pământ. Și acum ai venit cu asta înapoi, care e afacerea? Și ei consideră moartea corpului ca și moartea lor. Te să spun, torne, ce viață de apoi, ce nu știu cum, uite aici odată murit, l-am văzut, murit, l-am pus în cimitir, l-a dat groapă pământul peste el, s-a terminat viața de apoi, acolo aici, domnule, aici rămâi. Adică hai să trăim repede pentru plăcerile corpului, să mâncăm, să sex, papa, cât mai mult, de fel de te felul și lene, tot așa, să nu obosim corpul prea mult, dar corpul cât îi mai dai, sunt mintea lui de porc, adică vrea mai mult, e ca îngrășatul la porc, știi? Dar de multe îți nu faci, zona de confort, așa, nu prea să obosești. Și atunci gândiți-vă cam cum se simte omul ăsta în comparație cu altul care, uite, tot aproape de moarte este. Tot aparte, dar arată cam așa, de exemplu, uite, gândiți-vă, cam așa, uite, așa un duh în el, așa un duh, care în tot timpul a crescut, ca un fel de gin, uite, așa au crescut, dar corpului pe care trebuie să-l întrețină cumva și corpul l-a ajutat pe el, a ajuns, uite, așa ceva, adică e așa, uite așa, cum o să comport, uite, tăiem linia asta acum la amândoi. Ăsta o să urce în sus, ăsta când tăiem așa, păi îți duce asta în jos, așa și trage și spiritul după el. Te-aș numește înainte păcat. Te-aș sunt oameni cu polarități diferite. Uite, asta putem să spunem că are o polaritate, nu știu cum spunem, unii săgeță ca și text sau nu știu ce să era de... Tot la forme unde ai găsit, cred că e... așa, cred că da. Ăsta are o anumită polaritate, de exemplu, și trăiește mai mult pe axa ori verticalei. Iar ăsta au trăit, uite, ăsta au trăit mai mult după axa verticală, adică spirit, duh, informație, iar ăsta au trăit, ăsta altul, este tributar la linia asta. Aici, ăsta altul este tributar la vectorul verticale, la vectorul independent. Așa. Adică aici este ce? Y, adică masculin. Și acolo e duhul, mai sus de atât Dumnezeu. Iar aici cine? Feminin. În partea elaltă, la marginea creației, băiețelul ălaltul, nesferatul, adică dincolo de sferă. Și lui ăsta i-o slujit, uite ce corp mare i-o făcut, dar sufletelul e atâta. Și cu sufletelul ăsta, unde este duci? Nu zboară mai sus, unde o să ducă, că e mic, cade acolo. Exact cum spuneau legendele. În iad, cum se spune. Deci două atitudini diametral diferite. Cine stăpânesc acum lumea materială tot mai mult? Băiețelii ăștia, care n-au și o treabă cu duhul. Ei au treabă numai cu banii, cu lucrurile muritoare, cu banii, cu existența lor fizică. Ei nici o să gândesc, ei nu știu astfel de noțiuni cum ar fi patrie, popor, nu știu ce acolo. Dacă le știu, o auză de ele, le folosesc în sens material, numai cum să scoatem din asta bani, nimic altceva. Aici la ei nu există decât bani, nu există poporul meu, nu știu ce acolo. Ei sunt gata să facă oricând să dispară și America și să dispară și România, e important să le iasă banul. Pentru că poporul și știu voința poporului, cultura poporului, astea sunt ce? Atribute spirituale, nu sunt materiale. Abilitățile, rezistența mentală a poporului, cunoașterea, înțelepciunea în popor, astea sunt atribute ce? Spirituale. Și de aia nici nu le dezvoltă nimeni, pentru că din ele nu poți câștiga bani. La scară planetară, că sunt unii oameni care, nu știu, sau chiar sisteme care pot câștiga din educație, de exemplu. Da, asta e foarte bine, să câștige. Și cât mai mult, cu atât mai bine. Pentru că în sfârșit se vor da seama oamenii că poți câștiga și din educație. Și ca să poți educa pe alții, va trebui prima dată să ai suficient de multe informații și pregătire ca să poți apărea în fața altora să fii, să-i poți învăța ceva. Și probabil mâine pe mâine începe să o facă mai mulți. Adică, rezultatul este următor. Concluzia. Dacă nu poți să stăpânești corpul tău fizic, fie ca porniri măcar, sau apucături, în toate aspectele sale,
s-a terminat cu ceea ce se numește dezvoltare spirituală. Nu cunoști asta, nu o să afli niciodată. Dar o să poți vorbi despre asta oricât de mult vrei și o să încurci termenii de aici, o să încurci termenii, o să încurci viziunile și o să-ți găsești în cele de urmă justificare. Ceea ce este, mai corect spus, lucrul racu, adică oricum o să ajungi la suferință. Vrei să fii, să înțelegi sau să pornești pe calea spiritualității, cum mă spun tot, total greșit, calea spiritualității, parcă ar fi o cale separată, parcă pe calea spiritualității nu te duci cu corpul. Parcă și în biserică nu intri cu tot cu corp. Și dacă ajungi la vârful Himalaya, nu o să ajungi cu tot cu corp, cu toate porți. Înseamnă și corp. Și înseamnă și să mănânci. Înseamnă să și bei. Înseamnă să bei și vin roșu. Înseamnă să te dezbraci și să stai la plajă. Înseamnă toate lucrurile astea. Diferența e una. Cine domină? Cine hotărăște? Corpul prin fricile și instinctele lui? Sau tu prin rațiunea ta și prin volnicia ta, adică prin libertatea ta și voința ta de a face un lucru sau nu face un lucru? Dacă corpul stăpânește, s-o termina și ești pe calea chiar, să spunem așa, degradării sufletești, spirituale. Prima dată sufletești, apoi spirituale, apoi mentale, supramentale și restul. Dacă e invers, atunci ești pe calea evolutiv, pe calea, spunem așa, creșterii permanente a cui? A Duhului, uite, forma care am desenat o, adică Duhul permanent crește. Ții din ce în ce mai multă putere, din ce în ce mai multă cunoaștere, din ce în ce mai mult Duh în tine. Că la un moment dat corpul ăsta îți e prea mic. Nu mai încape în el. Și atunci când întâlnim un astfel, eu vedem că el e pe acolo, corpul e mic, așa, uite, de exemplu, știi? Dar prezența lui se vede de la un kilometru, că el e acolo, cumva, nu știu cum spune. Probabil ați văzut asta. Există vorba aceea, unii luminează camera când ies, alții când intră. Da. De unii ceva lumea de se bucură când au venit, de alții se bucură când pleacă. Exact, da. Nu. Ei, uite, dacă vreți să spuneți așa, atunci să știți că lumea nu vă apreciază numai din punct de vedere fizic. Într-adevăr, fizicul este un, spunem, nu rău să ai de-a face cu un om al cărui biorobot sau corpul este bine întreținut, bine cultivat sau educat. Foarte bine. Dar să știți că asta nu este tot. Și asta înseamnă mai partea aceea ce este. Contează ce poți face tu, cine ești tu, ce poți opera, ce poți înțelege, la ce nivel de idei te poți ridica, la ce nivel de abstractizări te poți cufunda. Gândirea ta poate să fie sistemică sau este doar lineară, este doar emoțională, este doar fizică sau este doar din cărți. Ce ai învățat, aia reproduci. De asta avem nevoie cel mai puțin, că pentru asta s-au inventat uite ăsta care poate să memoreze cu lux de amănunte și să reproducă absolut fidel mai multe informații decât poți tu în toată viața asta vreodată. Adică aici pot să bag toate poeziile poeților noștri români și o să le am pe aici reprodus în MP3, de exemplu, cu maximă de calitate. Și nu o să uite asta niciodată. Dar tu nu cred că ești capabil, oricare dintre voi, să memorați 50 de poezii, 100 de poezii în timpul întregii vieți. Și să le reproduceți absolut fidel. Deci nu mai avem nevoie de astfel de reproducere, avem nevoie de înțelegerea ce scrie în poezie. Să înțelegem ideea, ce vreau să spună, unde a ajuns poetul cu mintea, ce se vede, cum se vede lumea de acolo. Și dacă acolo a ajuns, acolo înseamnă mai există și alte instrumente cu care putem să le folosim. La ce ne duce cu ideea? Analfabetul actual nu e cel care nu știe să citească. E cel care nu poate să abstractizeze o idee, e cel care nu poate lucra cu idei, e cel care nu e capabil să înțeleagă idei și respinge din start orice idee care nu încapă în căpșorul lui sau în cercul conștiinței lui îngust. Sau în, ce știu, nu încapă în ceea ce l-au văzut, ce l-au pregătit sau l-au softat alții. Dar pe viitor, încă mai departe, analfabetul funcțional și analfabetul în general o fi considerat omul care nu înțelege nimic despre ceea ce se numește ezoteric. Era vărsătorul este era absolut ezoteric.
Absolut ezoteric. Atunci, în peste 2000 și ceva de ani, voi nu puteți să imagina cum o să arate cei care pe atunci o să trăiască. Dar evident, vărsătorul nu-i primește pe toți, pentru că așa e. Toarnă cu apă moartă prima dată, mulți mor, apoi cu apă vie, vindecă rana. Și Andreeș Voinicu, care a rămas, își va vindeca rănile, se va ridica în picioare, își va trăi o viață în era vărsătorului, după o altă ce? Scripturi, civilizația biblică de care tot vorbeam noi, să termină. Pentru asta ai avut un script. Uite, asta a fost scriptul, aici a fost pus, scris în Biblie, cartea cărților, adică în cartea respectivă este Biblia din interiorul Bibliei. Adică mulți au citit Biblia, dar n-au citit decât Biblia la suprafață, Biblia ca și carte. N-au citit Biblia din Biblie. Și acum este o Biblie din Biblie și mai e Biblie mai adâncă acolo, codificat. Mulți o citi, Și puțin o înțeles. da, programul respectiv de evoluție a civilizației umane pe care un ITist, nu știu, al Dumnezeu sau cum vrei, când după ce a format lumea respectivă, i-a făcut și un program de utilizare, se numește Biblia, așa va fi, așa, pac, 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 apoi se va termina. Apoi va trebui să apară ce? Un alt Mesia sau tot același, încă nu știm. Unii spun că o să fie alții, evreii spun că o să fie, abia o să vină. Noi îl așteptăm a doua venire. Înțelegi? Depinde Da. și de aici cu... Ne spune lumea că ne fi nevoie de o a treia parte, Adriana, te salutăm. Da, așa. Este deja 9 și 20. Îți mulțumesc foarte mult, Anatol. Îi invit cu drag pe cei care au ascultat doar partea a doua să caute pe YouTube și prima parte despre ezoterica vieții. Îți mulțumesc că ai dăruit din timpul tău oamenilor informații. Acum fiecare va face ce consideră că e de făcut cu acea informație. Să facem o dată viitoare, dar cumva trebuie să te înțelegi cu dinainte să se ofere întrebări, nu în seara cu pricina, ci cu o săptămână înainte. Ca acele întrebări să le filtrez, să le evităm sau să le scoatem din start pe ele foarte naive și infantile, să lăsăm câteva întrebări foarte care pot fi răspuns. Știi că nu există răspunsuri proaste din partea mea. Există răspuns, întrebări proaste sau întrebări nicicum. Și la cum îți spui bună ziua, așa se răspunde. Sau cum spune, Eu îi provoc pe ascultători să în trimită spate dinainte pe o serie mail. întreagă de întrebări pe care să le selectăm dintre cele mai autentice, interesante, pragmatice și la care să răspundem, de exemplu, cum, uite, întreabă cineva, cum, sau scrie, am înțeles că e posibil așa ceva, îi funcționează asta sau nu funcționează, e posibil sau nu e posibil, sau e o vrăjeală, cum se spune. Și atunci, uite, selectăm 20 de întrebări, dar răspundem la ele foarte eficient și pragmatic, încât cel care urmărește sunt pur și simplu să înțeleagă odată pentru totdeauna că cu lucrurile astea nu glumești, nu sunt așa pentru că așa vreau eu și pentru că așa le interpretez și dacă nu-mi place le interpretez altfel și mâine creația o să fie alta, nu o să fie, că în lumea asta în care trăim, creația asta nu este despre cum ne imaginăm noi pe ea, pe Dumnezeu, pe cine vreți voi acolo, ci exact invers, despre cum toate este la un loc, ca sisteme ne-au interpretat pe noi și ne-au pus într-o situație viață pe pământul ăsta, cu toate condițiile lui fizice, materiale, energetice, magnetice, informaționale. Și în mediul ăsta tu trebuie să descurci într-un anumit fel. Că dacă o dai mai în stânga sau mai în dreapta, intri în bălărie și nu ai decât de cules suferință. Apoi nu se știe din ce cauză îți vin suferințele. O parte se știe. Uite, de exemplu, cu căzut un om pe scară. Da, s-a rupt piciorul, corect, asta e partea vizibilă. Dar de ce a căzut el taman pe scară? V-ați gândit vreodată? De ce taman astăzi? Dar de ce taman de la etajul 6 când cobora către 5? La asta v-ați gândit? Nu? Păi astea tot sunt legate între ele, că fac parte dintr-un același sistem. Nu sunt lucruri separate. Fac parte din viață. Tu ești viața, viața e în tine și tu faci parte din viață. Suntem totul conectat. Orice lucru, orice gest, orice cuvânt, orice emoție este legat de ceva. Nu e separat. Și generează fenomene sau evenimente într-o direcție sau în alta, în sus sau pe orizontală. Reacția poate să fie de jos în sus sau de sus în jos, de la tine către marginea creației, de la marginea creației către tine, efectele sunt total diferite. Nimic pe lumea asta nu e așa de capul nostru. Numai noi credem că suntem de capul nostru și credem că și facem anumite acțiuni de capul nostru. Niciodată faci acțiuni numai ghidat de un băiețel, de un sistem sau de alt sistem.
Există al treilea lucru când poți să te pui la intersecția acelor două lucruri, ca Hristos pe cruce, și atunci nu ești influențat nici de unul și nici de altul. Dar poți să stai liniștit și să-i vezi și pe unul, salut, și pe altul, salut. Și să nu te duci nici într-o direcție, nici în alta, dar să pe amândoi deodată să-i cunoști și să le vezi talentele și puterile și magiile la amândoi. Că foarte ușor când le vezi, îi încurci și ăsta e Dumnezeu și ăla e tot Dumnezeu, dar peste altceva. Bun, seara bună, vă doresc cu toți, vă aștept cu drag și altă dată când o fi. Ne vedem pe 21 septembrie, începem cursul de numerologie de 2 săptămâni în fiecare seară, după care o să ne întâlnim la Congresul Numerologilor din 24 octombrie. Ne întâlnim, toate aceste întâlniri sunt online, prin urmare sunt accesibile tuturor celor care își doresc să participe, să cunoască, să se dezvolte sau ceea ce își mai doresc ei pe acolo. Și bineînțeles, după aceea vom fi și pe tot în online, numerologie karmică. Și Bun. mai așteptăm propuneri pe site-ul nostru sau pe office@alexaeven.ro cu privire la tematici de interviuri, de conferințe. Suntem deschiși, nu? Eu sunt Vedem foarte ce deschis. nevoie Dureros e. deschis. Păi tocmai Câteodată asta de nici nu-mi place. Încă o dată, cu, ai spus, uite și aici, cursurile de numerologie sunt accesibile. Nu tuturor, deși așa ar fi bine, dar sunt deschise pentru cei oameni care au inclinația de a vedea dincolo de cortină. Ce să mai ascunde acolo? Că nu e așa, doar cifra scrie 1, așa, 2 se scrie așa, sunt 9, dar de ce nu 14 în rândul, primul rând matematică? Toate astea au o logică, le-au cunoscut anticii noștri, adică străvechii, străbunii noștri au cunoscut, se descurcau cu ele foarte bine, erau capabili să creeze adevărate minuni, ceea ce putem și astăzi noi să facem dacă înțelegem lucrurile astea până la capăt și învățăm să le folosim. Cei care vor să vină din simplu curiozitate, de la bun început, le spun mai bine nu, stați acasă, ocupați-vă de altceva, cursurile astea nu sunt pentru cei care nu au ce face acasă și vin ca să pun întrebări prostești. Eu de obicei fac tot ce e posibil ca cei care se pot sminti sau au ajuns din sminteală să plece. Știi, asta și Alexandre, în prima ședință, să plece. A doua zi să nu vină. Confirm. Așa. Că nu am, noi nu avem nevoie de mulți. Avem nevoie de oameni, spunem, puțini, dar Bun. foarte hotărâți și buni, care știu ce, al căror minte s-o deschis către ceva și caută următorul, să caută un următor nivel, caută ceva mai departe. Toți cei care au terminat cursul de numerologie de până acum, încă n-am auzit vreunul, în mod normal ar trebui să fie, dar încă n-am auzit vreunul care să spună că a făcut o prostie, că a venit la astfel de curs. Ah, știu foarte mulți oameni, adică nu foarte mulți, câțiva, mai mulți, care după prima zi au plecat, mă străduiesc eu și ei au spus, aia da, aia sunt cei Nu care... sunt, cred că sub 1%. Eu pot să zic că organizând evenimentele tale, o chestie A, de aia sunt cei care aruncă cel mai mult cu 1%. noroi în unde? Adică eu am venit la mănăstire, ceva nu le-a plăcut și pe urmă aruncă cu noroi în peste gard, că nu ajung peste gard așa, și în călugări și în stare, și, că doar lor ceva acolo nu le-a plăcut. Că i-a luat altfel de cum se așteptau ei în mănăstire. Aia sunt cei mai răi oameni, aruncă cu noroi chiar și în călugări și în stare și în oricine și aia de fapt le-a dorit lor binele. Dar că nu i-au luat așa cum se așteptau ei să iei. Bun. Deci, pentru oamenii ăștia sunt cursurile numerologiei și vă aștept pe ăștia oameni. Eu aștept cu foarte mare drag. Totdeauna se formează o legătură specială pentru asta. Materialul se predă cu totul altfel. Învățați, învață cu totul altfel și îți utilizează, adică îți folosește asta după cursuri mult mai frumos, adică se integrează mult mai ușor în viață și mai ușor poți să înțelegi. Dacă vii, că sunt oameni care pot să vină la curs ca spion. Trimis de cineva, așa, uite, du-te și vezi tu cum să-mi spui și mie. Sunt. Alții pot să vină ca ce? Așa, să vadă și el ce prostie e asta. Păi dacă e din start vii cu ideea de prostie, tu orice mare înțelepciune că se primește tot mai să înțelegi. Dacă vii cu ideea că n-am ce face acasă și mă plictisesc și decât să stau așa, mai bine mă duc la un curs, atunci o să vii și oricum o să te plictisești. Pentru că nu poți Ai fi... grijă, ai grijă pe ce te programezi, practic. Exact. Autoprogramare. Corect. Așa că îi aștept mai pe cei care pur și simplu s-au trezit în ei dorința de a vedea ceva dincolo. Căutători se numesc, căutători.
Când ai spus pediatrii? În 21 luni acum începem. A, luni De asta e. ieri, Eu mă de gândesc ieri mai am într-o ceva cu. săptămână. Bun, atunci ne vedem. Vă aștept cu drag Vedem. și pe tine. Până atunci cred că nu ne mai vedem. Ne mai întâlnim până atunci cumva? Nu. Nu, nu ne mai întâlnim, ne vedem direct luni la curs. Direct luni la curs. Seară bună, succes tuturor! Seară frumoasă tuturor! Mulțumim că ați fost alături de noi!